activ. Cu alte cuvinte, nu ai fost membru acum două luni, dar intri pe site și dacă ești membru al Clubului Marilor Cărți, bronz, ai acces la toate întâlnirile bronz, ești membru gold, la toate întâlnirile gold și așa mai departe. Nu ai fost membru acum două luni, dar intri pe... Bun. Dragi prieteni, este ora 19:31 de minute și pentru că vrem să fim cât se poate de nemți și punctuali în această întâlnire cu un om special, veritabil clasicist și om al literelor, prieten drag, care are încă o calitate aceea de timișorean, pentru că vrem să îl prezentăm așa cum se cuvine pe prietenul nostru Claudiu T. Arieșan. Am să spun acum, cel puțin, mai puține lucruri decât am să spun la mijloc și la final. În orice caz, trebuie să știți cu toții că vorbiți astăzi seara, aveți oportunitatea, ca membri ai Clubului Marilor Cărți, să dialogați live, direct, cu unul dintre cei mai ilustri filologi din tradiția românească, un om care, pe lângă faptul că vorbește 12 limbi străine, a tradus din clasicii patristicii latine, grecești, a diortosit texte monumentale și fundamentale pentru cultura română. Îl includ aici și pe Ioan Scărarul, cu faimoasa Scară a Raiului, dar nu doar pe el. Sigur că el este bine cunoscut pentru cititorii revistei Orizont, nu mai e nevoie de nicio introducere, pentru șarjele sale, aș spune, exegetice, care țin de marea tradiție a comicului, a umorului în cultura europeană, un specialist în Kierkegaard și nu numai. În această seară, prietenul nostru, Claudiu T. Arieșan, ne-a propus să citim, mai mult decât să cităm, este un reflex sănătos, să citim mai mult decât să cităm această carte care, vreau să vă spun, se află în desaga unor importanți strategi militari. Aici îl includ și pe generalul Mattis, de pildă, care niciodată nu a fost prins într-o bătălie și a fost prins în câteva, inclusiv The Desert Storm, în 1991, fără să-l aibă pe Marcus Aurelius Superna. Sunt strategi militari, deci sunt oameni cu viziune politică amplă, specialiști în geopolitică, dar și în psihologie, care continuă să-l citească pe Marcus Aurelius. E un clasic care a influențat lumea occidentală într-un mod care nu mai trebuie demonstrat. Pentru a ne spune care este esența distilată a acestei capodopere, cine a fost omul, dar și cum arată opera lui în posteritatea aceasta românească, îmi face o deosebită plăcere să-i dau microfonul prietenului nostru, profesorului Claudiu T. Arieșan. Bună seara! Bună seara! Latinii știau foarte bine ce mai important în viață, așa că salutul lor era salve, adică fii sănătos, să-ți fie bine. Așa îmi salut și studenții, salvete carissimi, și rog să nu folosească pluralul maestății când îmi răspund, să zică salve magister, pentru că ei din reflex încearcă să repete, să zică salvete magister, să trăiți domnilor magiștri într-o singură persoană. Și cred că de aici trebuie început întreaga noastră pledoarie pentru marea cultură și pentru marea carte și pentru marea tradiție până la urmă, exegetică, umană, magistrală, evocată minunat în întâlnirile pe care le-am urmărit până acum, fie și fragmentar, dar și mai mult transmise nouă de intelectualii care nu ostenesc să rămână fideli acestui model. Știți foarte bine, am mai punctat acest lucru, Platon a trăit toată viața ca și profesor în chirie. Nu a avut un patronim și n-a avut o firmă, n-a fost manager cultural, cu siguranță prea priceput, atunci când a încercat să facă, în ghilimele, o afacere cu micul tiran al Siracuzii, era să ajungă în pușcărie. N-a avut nicio soartă de câștig. Așa că s-a mulțumit cu acest personaj numit Academos. E bine, uite, să fii și sponsor în lumea asta. Academos era cel care i-a închiriat, practic, locul unde s-au desfășurat cursurile sale, peripatetice sau nu, plimbărețe sau nu. Cursurile lui Academos au devenit, până la urmă, emblema planetară a celui mai înalt nivel de educație mondială, academie.
Dar totuși a sperat până la sfârșitul zilelor lui că va reuși să aibă propriul teritoriu, propria firmă, propria școală, propria instituție. Și spunea că, spre deosebire de ce era la Academie, unde era trecut Gnosi Seauton, cunoaște-te pe tine însuți ca emblemă, va scrie un alt adagiu celebru, nu se știe niciodată cine de la cine învață. Și cred că acesta e cel mai important mesaj cu care trebuie să pornim la drum. Nu suntem aici ca să vă dădăcim, nu suntem aici ca să ne dăm sub nicio formă magiștri și imenși. Magistru, până la urmă, nu înseamnă decât un pic mai mare, un comparativ de dimensiune, nu neapărat de calitate. Dar expertiza pe care am adunat-o în toți acești ani ne obligă să o împărtășim. Și cred că lucrurile astea trebuie să fie de la bun început fixate. Venim într-o familie și întotdeauna în vremuri de bejenie, în vremuri dure și triste, astea au salvat omenirea, astea au salvat cel mai bun din miezul omenirii. Încep cu un citat tare frumos din Marcus Aurelius, pe care îl puteți regăsi și voi oricând, din 3:9. Ediția aceasta de buzunar, tradusă de Cristi Bejan, este foarte utilă, pe care ne-a arătat-o și Mihai. Există și o ediție critică, a apărut acum câțiva ani, cu multe note, studiu introductiv mai serios, vom discuta despre ea pe scurt mai încolo. Deocamdată un citat. Și de regulă să țineți minte că aceste citate trebuie să vi se întipărească ca un mesaj de la un prieten. Nu sunt apodictice, nu sunt ex-catedra, cum se zice, ci sunt mesaje, așa cum spuneam în titlul conferinței, către sine, pe care le-a rostit Marcus Aurelius, dar și către noi după 100, 1000, iată, 2000 de anișori, în care lucrurile în anumite capitole s-au schimbat puțin spre deloc. Deci, un pic de atenție, pentru început. Respectă cu venerație facultatea de a crea opinii. Totul depinde de această facultate, pentru că în partea conducătoare a sufletului tău niciodată nu ia naștere vreo opinie potrivnică naturii sau constituției ființei raționale. Aceasta garantează absența oricărei precipitări, familiaritatea cu oamenii și, mirabile dicto adaug eu, apropierea față de zei. Toată gândirea stoică, dar bună parte și din marea cultură omenirii este concentrată într-o simplă frază, luată aproape la întâmplare. Deci nu este o frază citată mereu ca și esență a stoicismului Marc Aurelian. La sfârșitul acestei întâlniri vă garantez că veți înțelege mult mai bine ce am zis și vom relua acest pasaj. Deocamdată doar ideile principale. Facultatea de a crea opinii. Părerea mea că asta facem toți, chiar și azi, chiar și în ultimele luni, chiar și în ultima noastră perioadă istorică. Creăm opinii, așa-i Mihai. Până la urmă le avem pe ale noastre, încercăm să le șlefuim pe ale altora și în acest exercițiu ni se șlefuiesc, ni se desăvârșesc și ale noastre. Da? Deci spune că e cel mai important lucru dintre toate. Și atunci, cum să nu crezi atâția savanți care deplâng evoluțiile, de fapt involuțiile tipului de învățământ academic din perioada modernă, când această empatie, când această transmitere directă a marilor informații și a marilor exemple, până la urmă, e într-o suferință așa de cronic. Totul depinde cu ea, pentru că în partea conducătoare a sufletului tău niciodată nu ia naștere vreo opinie potrivnică naturii. Când citești textele lui Marc Aurelius, să știți că te poate lua pesimismul. Dacă nu le citești cum trebuie, zici că e un relativist. Zici, epicurei și cinicii sunt răi și văd toate de-andoaselea, nimic nu e frumos în lumea asta, nimic nu e corect, trebuie să ne dezlipim de toate și să le disprețuim. Iar stoicii, care ar trebui să fie opușilor, vorbesc de relativitatea afecțiunii, a frumuseții, a relațiilor intime, a vieții de familie, totul în cuvinte foarte grele pe alocul și greu de citit și chiar de tradus în epocile mai pudibonde. E un pesimist, Marc Aureliu? Vom da răspuns și la această întrebare pe parcursul discuției noastre. Toți filozofii au un pic de pesimism în structura lor de profunzime, să veți vedea că nu are nicio legătură, cel puțin cu Marcus Aurelius.
Partea conducătoare a sufletului, veți vedea că pentru orice stoic reprezintă esența existenței. Lamura, încununarea ființei, este o zonă în care ești indiferent față de cele care merită să te lase indiferent, ești modest pentru că nu e mai bine neapărat ce e mai util, ești puternic pentru că înțelegi care sunt legitățile existenței și te plasezi deasupra lor, nu disprețuindu-le, ci înțelegându-le. Această viziune aperceptivă este miezul gândirii lui Marc Aureliu. Opinii potrivnice naturii. Natura pentru el este și Dumnezeu, este și esența omului, este și desăvârșirea cunoașterii. Pentru el, ca și pentru Spinoza, Deus sive natura sunt una. Deci acest physis pentru el este cu adevărat o înlănțuire de calități emblematice pe care trebuie să le urmărim toată viața. Și nu trebuie să disperăm și nici să scădem din constituția ființei rațională. Și asta spune el că ne garantează absența oricărei precipitări. Precipitațiile pentru noi înseamnă ploaie și înseamnă grabă, da? Niciuna din astea nu sunt legate de traducerea aceasta destul de întâmplătoare, da? Precipitare înseamnă să te grăbești să dai rezoluții filozofice. Înseamnă să te pripești și să nu înțelegi ceea ce vom vedea că pentru Marc Aureliu este esențial în lumea aceasta și în univers, nota bene. Pentru el, lumea aceasta, cosmosul, perfecțiunea, fiecare om și toți oamenii, fiecare planetă și toate planetele, așa cum le înțelegeau ei pe atunci, sunt una și toate trebuie cunoscute deopotrivă și nu te poți precipita să dai rezoluții fără să intri și să le percepi cu generozitate și cu bunăvoință pe toate. Și de aici urmează esența, finalitatea gândirii stoice. Familiaritatea cu oamenii. Empatia de care vorbeam de atâtea ori, de fiecare dată când am avut ocazia, ceea ce lipsește cel mai mult în relațiile interumane, mai ales în societatea modernă, empatia este capacitatea de a, așa cum frumos zic Camerini, try walk in my shoes, da? Încearcă să umbli în pantofii mei, încearcă să fii în pielea mea, cum zice românul, încearcă să mă înțelegi din interior, nu după preconcepții, nu după prejudecăți, nu după modalitatea ta de a vedea lucrurile, nu procustian. Întotdeauna marele pericol al intelectualilor de rasă a fost procustianismul, a fost tendința de a amputa pe cei pe care educau și de a-și evadau de multe ori discipoli. Un Jung față de Freud, cum povestea ieri doamna Solomon, discipolii Frankl față, tot așa față de Freud și Adler. Lumea evadează când vorba lui Brâncuș, până la urmă, rămâne epocală, nu țărănească, așa, cu umbra marilor copaci, nu prea crește, nici iarba nu crește bine, dar minte alți copaci mari. Atunci când a plecat din atelierul lui Rodin, nu? Ce era să fie ucenicul lui Rodin? Da, uite, Brâncuș e încă mai mult de atât. A rămas și asta, dar este încă mai mult de atât. Și pe lângă familiaritatea cu oamenii la care vom reveni, pentru că, în opinia mea, este conceptul cheie al lui Marc Aureliu, apropierea față de zei. E o apropiere asimptotică, este o dorință, este un țel. Dar așa se face că învățătura lui și a noastră, a tuturor, a creștinilor de azi, dacă e să se raporteze la vreo gândire, la vreo textură filozofică, nimic nu este mai apropiat decât aceste eseuri până la urmă și cum vom vedea cu un termen mult mai important, exerciții spirituale, da? Ăsta e cuvântul cu care vreau să rămâneți, exerciții spirituale, nu intelectuale, nu morale, nu culturale, exerciții de spirit interioare, lucrurile trebuie să te ducă la apropierea față de zei. Asta e partea teoretică. Acum, de fiecare dată mi-e place să traduc lucrurile pe înțelesul fiecăruia și să intru în sufletul fiecăruia. E o carte minunată pe care vă recomand și cu siguranță mulți au citit-o, cartea care l-a determinat pe Eliade să învețe germană, ca să o priceapă. Heilige, cartea lui Rudolf Otto, Sacrul, da? Cum a fost tradusă la noi.
și care undeva pe la pagina 4 are o frază care pe mine m-a cutremurat de fiecare dată. M-a întristat întotdeauna. Era o frază care spune așa. Cine a avut experiențe intelectuale, literare, emoționale, afective, erotice, gastronomice, și n-a avut în viața lui nicio experiență religioasă, nota bene religioasă, a sacrului, îi recomand din suflet să lase cartea mea deoparte pentru că nu va înțelege nimic din ea. Și asta pentru că el împarte, după cum bine știți, cu niște termeni minunați latinești care au rămas de atunci, definiția ultimativă a sacrului în Mysterium Tremendum și Mysterium Fascinans. Da? Prima dată este o cutremurare, este o spaimă și Kierkegaard are o celebră carte, Nu teamă și cutremur, în care îți place, te apropii, dar în primul rând te zdrobește. Mi-aduc aminte prima dată când am intrat în piața San Pietro, după ce predasem vreo 20 de ani cultură și civilizație latină, fără să văd Roma. Am avut șansa după 90 să merg acolo și am intrat dinspre Via San Paolo. Cei care ați avut experiența asta, sper că vă reamintiți. Deci n-am venit pe drumul larg în care vezi de la distanță dinspre Castelul Sant'Angelo, unde ne-au mormântat și Marc Aureliu și Adrian, unde sunt înmormântați amândoi spre San Pietru, se tot apropie din est, omărește. Nu? Am intrat printre coloanele lui Bramante și am fost zdrobit. Da? Am înțeles de ce au gândit-o așa. Trebuie să îți creeze starea de ființă, de făptură, de creatură. Orice construcție sacră, orice epifanie importantă, asta trebuie să te ajute să faci, să înțelegi, să pricepi, să intri în această stare minunată. Care este Tremendum. Ei, și apoi din acest Tremendum, încet, încet, gândind, judecând, autoscopindu-te, privindu-te pe tine și pe cei din jur, văzând experiențele sacre ale umanității de până atunci, ești fascinat. Fascinum e un cuvânt ambivalent în latină, ca și farmaconul din greacă. Farmacon înseamnă și leac, de aici farmacie, dar înseamnă și o travă. Da. La fel, fascinum, să știți că înseamnă fascinație frumoasă, bucurie, plăcere, încântare, dar și de ochi. Blestem aproape datorită ochiului rău. Ei credeau foarte profund, mai ales romanii, prin filiere etruscă și asiro-babiloniană, în puterea aceasta de influențare pe care ochiul rău o are. Mi-aduc aminte de un roman foarte, azi pare amuzant, al lui Teofil Gautier, Le Jetateur, adică un cavaler de ăsta supărat care pe cine privește își pierde uzul rațiunii și moare în timp. Da? Deci jeté în franceză înseamnă a arunca cu privirea și a-l termina pe celălalt. Ei, fascinantul acesta se simte, se trăiește, se interpretează, nu se explică. Nu poți să faci lecții de experiență sacră. Trebuie să fiu, iată, vorbeam ieri de un mari evrei, poți să fii Jean-Marie Lustiger, un evreu pur sânge, poți să fii Nicolae Steinhardt, care la un moment dat să ai o revelație creștină și să devii grație unei experiențe care pentru alții poate părea întâmplătoare, hazardată, factice, să devii părintele monah Nicolae de la Rohia sau să devii cel mai ilustru cardinal al Parisului. Jean-Marie Lustiger a fost un intelectual și o forță a catolicismului mondial, deși era evreu pur sânge și s-a convertit undeva după 40 ceva de ani. Deci, vorbim cu niște oameni aici, din fericire, sunt convins, care au avut măcar niște mini-experiențe religioase. Nu trebuie epifanii, nu trebuie să cazi în genunchi ca și Saul, nu trebuie să ți se ia vederea, nu trebuie să ai rupturi de ritm. Dar trebuie să ai niște revelații, trebuie să ai niște întâlniri personale cu sacrul. Și astea nu sunt totdeauna fericite.
Aici ajungem la cauzele apariției stoicismului, dragii mei. Stoa Poitile era locul de unde primul mare stoic, Zenon din Chitiu, și-a ținut cursurile, pe aici numele de stoici, într-o epocă nebună, da? Într-o epocă foarte, foarte tulburată. Era după prăbușirea Imperiului Fabulos al lui Alexandru Macedon. Alexandru, practic, știți foarte bine, încheie o, nu triadă, ci o quadrigă, dacă vorbim în termen de curse de cai, genială și unică în istoria omenirii, pentru că rar trei filozofi s-au concatenat pentru a da naștere celui mai mare comandant militar din toate timpurile, după cele mai multe ipoteze de lucru. Adică Socrate, da? Primul om care întoarce privirea spre interior. Până la el, toți filozofii de aia se numesc spre socratici, au fost interesați de originea universului, de cosmos, de foc, de apă, de aperion, de ce a dat naștere lumii. Socrate a schimbat complet stilul de abordare și a intrat în sine, ca homo ironicus, am vorbit frumos despre asta, am ascultat mai ales lucruri minunate despre Platon, chiar și în cercul acesta. N-a scris nimic, dar din fericire a avut doi avocați, unul Xenofon și celălalt mult mai prețios pentru noi, Platon, care este practic părintele culturii filozofice moderne. Spuneam împreună cu Mihai în întâlnirile trecute, toată filozofia de după el poate fi considerată o serie de note de subsol la Platon. Și el cu un discipol rebel, Aristotel, unul scrie doar dialoguri și se pierde partea de manuale pentru studenți, pentru discipoli. La Aristotel ni s-au păstrat doar manualele pentru discipoli și ni s-au pierdut toate dialogurile. Amândoi au scris din ambele. E un joc al istoriei de a ni păstra pe amândoi doar sub un anumit aspect. Că atunci toți scriau și cursuri de-astea concentrate, cum sunt fizica lui Aristotel, metafizica, foarte seci până la urmă pentru cititor, dar extrem de bogate ca informație. Și scriau și dialoguri pentru a plasticiza pentru marele public cult versiunile importante din cultura vremii. Ei, Aristotel n-a mai avut decât un elev, n-a avut discipol. A avut un elev discipol care a fost pe bani, da? Tatăl său, tatăl Alexandru, Filip al doilea, un om de altfel destul de temut, chiar și pentru fiul său. Se repetă oarecum povestea lui Saul și a lui David, invidie în mijlocul familiei. A încercat să-l ucide pe Alexandru atunci când și-a dat seama că militarii îl preferă pe el, a aruncat cu un obiect greu în timpul unei mese după ce se alcoolizase prea tare. Și totuși a avut această... Era și hâd, avea văzuse o săgeată care a intrat în ochi într-o bătălie și operația făcută pe atunci, acum 2300 de ani, l-a lăsat... ciumpăvit. Deci avea un complex enorm tatălui Alexandru, probabil și asta a contribuit la firea lui foarte negativă, dar măcar a avut bunul simț de a-i plăti educația copilului cu niște sume imense, l-a adus pe Aristotel ca profesor particular, da? A făcut școală privată Alexandru Macedon și iată ce a ieșit din el, la 30 ceva de ani domina întreaga lume cunoscută și moartea lui a lăsat lumea grecității într-un haos total. Cine i-a urmat, Ptolemei, generalii săi, au intrat direct în războaie civile, au împărțit în zeci de satrapii după modelul iranian și dintr-o dată marea lume greco-latină a devenit o zona elenismului gregar și ciudat. Deci în această zonă, pe la 300, se naște, cum să zic eu, stoicismul. În niște situații foarte, foarte dramatice. Și Epicur atunci vine în lume, dar mai ales la fel se întâmplă cu zona romană. De ce o recrudescență? Vom reveni pe scurt la istoricul stoicismului, care are, ca și Imperiul vechi egiptean, trei mari perioade, epoca veche, epoca medie și epoca nouă. Deci istoria stoicismului e împărțită în trei, ca și imperiile egiptene,
Și între ele sunt niște perioade de tranziție care de regulă sunt mai interesante chiar decât epocile respective înseși. Nu vom intra în amănunte, se pot reconstitui din orice carte solidă a domeniului. Dar practic la Roma s-a întâmplat același lucru în epoca lui Nero, același haos total, de aceea Seneca a avut ca opțiune primă stoicismul, ca alegere și de viață și de gândire. Da? Spunea un evocator al epocii respective că nu puteai merge mai mult de 10 pași prin Roma lui Nero fără să aluneci pe sângele vreunui drept sau vreunui om de bine care fusese ucis în preziua acelui moment. Și încearcă să conlocuiască cu demonul, încearcă să-i fie profesor Seneca și va duce stoicismul, iată, mediu, să-i spunem, la un nivel excepțional. Pentru ca apogeul, în opinia tuturor specialiștilor, acestei zone de impact, să-l reprezinte Epictet și Marc Aureliu, stoicismul nou, cu rădăcini adânci înfipte în vechea stoa, dar cu elemente de originalitate excepționale. Știu că mulți dintre domniile voastre sunteți doritori să reconstituiți pe cont propriu traseele acestea pe care vi le propunem, nu vi le impunem, așa că totdeauna am să vă dau și cărțile de bază, nu sunt secrete. Am avut un profesor foarte interesant la universitate, e un cuvânt așa moderat pe care îl folosesc, era vremea aceea când nu intrau cărți străine înainte, puțin înainte de noi, când nu intrau cărți străine în România. Și atunci, pentru noi eram însetați, eram elevi, apoi la început studenți, și eram disperați că nu țineam pasul cu tot ce era important în lumea civilizată. Și atunci, mi-aduc aminte, el primea din Franța 4-5 cărți așa lunar, avea o filieră foarte bună și venea cu ele și uitați exact cum vă arăt acum așa. Deci am primit ultima carte a lui Eliade, Propaganda Poingeantă. Am primit și un cioran, așa, și Gilbert Durand, să știți că a scos niște structuri antropologice ale imaginarului, așa, și noi cu atâta rămâneam, deci cu bucuria bucuriei lui. De atunci oricine îmi dă o veste bună, am o veste bună pentru tine în sensul că am fost numit ambasador în Belgia, zic mă bucur pentru tine, dar n-ar strica să mă bucur și pentru mine măcar 1%. Eu vă arăt cartea toată și așa voi face totdeauna. Fragmentele stoicilor vechi, da? Este din păcate doar volumul întâi. Ca la noi, la români, multe lucruri încep excepțional și mai multe rămân acolo, la început. 3 volume ar trebui să fie. Este ediția lui Arnim, una din cele mai bune din istoria omenirii. O ediție bilingvă, traduse de același Cristian Bejan, dar în colaborare cu Filoteia Bogoi, nu vreau să fiu sub nicio formă părtinitor, dar această traducere este excepțională. De ce? Și pentru că e prima. Da? E într-un fel mai ușor să traduci după ce există o variantă în cultura ta. Știm foarte bine cu toții că Epictet și Marc Aureliu ne-au fost familiari în această ediție din BPT, Biblioteca pentru Toți, într-un tiraj foarte mare apărut în anii 70 și când ai o asemenea traducere completă, nu e foarte dificil să vii și cu ediția de mai încolo. Asta o spun și din experiență personală, cu toată simpatia pe care o am pentru traducătorul respectiv. În 2000 am introdus în cultura română un autor absolut excepțional, asupra căruia vom insista, sper, Mihai, în anii care urmează. Mulți frumoși pe care ni menim cu toți împreună ca familie constructivă, Lactantiu, o carte superbă de Mortibus Persecutorum, care povestește în ca prim eseu de filozofie a istoriei a unui creștin. El a fost prieten cu Constantin cel Mare, contemporan cu el, și de la el avem și de la Eusebiu acea poveste superbă cu In hoc signo vinces, cu viziunea lui Constantin, cu crucea aceea pe cer. Și a fost o lucrare care, din fericire, și azi este citată în toate bibliografiile importante de la noi, în traducerea pe care am făcut-o.
chiar acum, cu câteva ore înainte, am trecut pe la universitate, există o istoria filozofiei antice în 7 volume, vreo 4.000 de volume, 4.000 de pagini apărute la Paris în 2005. Sunt în același volum, de la 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 O, volumul 4, și Lactanțiu și Marc Aureliu. Am recitit niște elemente tare frumoase de acolo. Și vreau să vă spun că în cele 4.000 de pagini, Lactanțiu este singurul nume de român citat, fără false modestie, este al meu și al ediției mele din 2000, dintre savanții din țara noastră. E, Cristi Bejan, în loc să aleagă un alt text, a tradus tot de Mortibus Persecutorum, fără să mă citeze decât cu 3 sau 4 pagini înainte de final, spunând că n-a avut acces la ediția respectivă. E o ediție care a apărut, să vă țineți bine, în 8.000 de exemplare, da, în 2000. Pe atunci așa apăreau cărțile de patristică. Știu, mi-aduc aminte că Soliloquiile, pe care le-am editat împreună cu un coleg de aici, au avut 30.000 de exemplare în 94. A fost prima traducere din Augustin în român, apoi au apărut cele de la Humanitas. Iar din Scara Raiului, pe care cu gentilețea lui și generozitatea lui obișnuită Mihai a amintit-o, este una ediția 13-a, în traducerea lui Nicolae Corneanu, a vrednicului de pomenire și amintire, mitropolit, cărturar și patrolog al Banatului. Am depășit vreo 50.000 de exemplare cu ușurință. Deci sunt și cărți în zona asta. Și e totdeauna bine să păstrezi decența. Eu îmi iubesc toți antecesorii, îi înglobez, îi respect, îi citez și nu pot trăi fără ei. Și mi se pare absolut necolegial și chiar contraproductiv să îmi impun opera, traducerile în dauna lor. Trebuie să o facem împreună. Da? Vorbeam de empatie, trebuie să fiu primul care o pun în pagină. Un singur citat care încheie foarte bun un studiu introductiv al Filoteei Bogoi, aveți toate textele importante. Vă imaginați că și în cazul lui Zenon, și Crisipos, și Cleantes, urmașii lui Zenon din școala veche, nu avem texte complete originale, avem citate din gramaticieni, din Cicero, din Diogene Laertios, din Aulus Gellius, din nenumărați alți autori. Avem foarte puțini autori clasici păstrați în lume, nu doar în traducerile românești, ăsta este adevărul. Iar noi în română, cu atât mai puțin, suntem undeva probabil la 15% din autorii mari greco-latin traduși în toate astea 200 de ani și autorii patrici undeva pe la 3-4%. E adevărat, texte fundamentale. Dar gândiți-vă, Patrologia lui Jacques-Paul Mine din 1870 ceva avea câte volume, nu? Începuse în 1830 și a tot publicat vreo 500 de volume, doar în Patrologia latină și greacă, apoi a apărut și ciclul de Patrologie orientală, s-a dezvoltat enorm. Un citat, da? Care să vă sintetizeze despre stoicismul vechi ce e de spus, ce e important de spus. Impunătorul edificiu al eticii stoice a reprezentat produsul cel mai matur prin care viața morală a antichității a reușit să se sublimeze și să-și depășească propriile limite temporale, lăsând drept moștenire durabilă epocilor următoare, în particular prin intermediul filozofiei creștine, pe care a influențat-o într-o măsură considerabilă, valoarea intrinsecă a personalității morale, subordonarea individului față de legea divină universală, încadrarea sa într-o comunitate ideală a spiritelor depășind cu mult limitele existenței terestre, precum și prima glorificare a principiului datoriei morale, în care rigorismul kantian vrea să-și găsească 2 milenii mai târziu una din cele mai profunde surse de inspirație. Deci valoarea personalității morale, subordonarea individului față de o lege divină, universală, comunitatea ideală a spiritelor, pe care ne-o dorim și noi cu aceeași bucurie, iată, după 2 milenii. Nu voi insista, pentru că nu este subiectul meu de astăzi, dar trebuie să înțelegeți că Marc Aureliu nu a apărut din neant. Marii eroi ai stoicismului grec sunt descriși, cum spuneam, de Diogenes Laertios și de alți mulți autori importanți. Și dacă Zenon se năștea la 6 ani distanță de Epicur și ei au fost cei doi poli, practic, unul care va deveni sursa cinismului, celălalt care va deveni, iată, foarte apropiat ca viziune de creștinismul emergent peste câteva secole.
Și între ei, bineînțeles, și după ei, Socrate, care va sintetiza pentru prima dată rolul eticii, al moralei și al personalității culturale, sunt argumente foarte concise și foarte concentrate, cum le definea Ciceron de Natura Deorum, breve se tacutulas conclusiones. Ca și lui Platon, lui Zenon îi se atribuie stoicismele astea mari, concepțiile despre heimarmene, da, despre sufletul care se aruncă în dezordine când devine excrescența lumii, o expresie pe care aș vrea să o rețineți. Pericolul cel mai mare pentru stoici acesta e, și de aia s-au apucat să scrie și să conceapă. Au zis că te pierzi în lume și nu te mai poți desprinde de ea. A deveni excrescența lumii înseamnă să te îngrijorezi de tot ce înseamnă lucru de care n-ar trebui să te îngrijorezi. Chiar mă gândeam acum în căldura asta tropicală, ecuatorială, care ne sufocă pe toți, ce ar fi zis un stoic din epoca respectivă, ce ar fi găsit bun. Păi, ca să traduc ce interesa, pe ei trei lucruri interesau. Interesa mai întâi să zică că nu poți să te arăți disperat, nu poți să te lamentezi de ceva care în sine nu este un rău. Frigul, căldura, toate sunt echivalente la un moment dat și pot fi descompuse. Așa cum celălalt Zenon, Eleatul, îți explica că de fapt săgeata plecată din arc nu se mișcă deloc, bine, exagerând logic și speculând, ei spuneau că poți împărți traseul în două și ăla care a rămas iarăși în două și tot așa până când săgeata stă pe loc. Și atunci din toate stările pe loc ale săgeții nu poți să imaginezi o mișcare. Și ei îți demonstrau așa, dându-te peste cap cu raționamentul lor, că săgeata de fapt nici n-a plecat din arcul lui Ahil. Tot așa nici Ahil nu poate să depășească broscuța și pentru că toate se împart. Ei, stoicii noștri împart altfel, după cum vedeți lucrurile. Ei nu admit că trebuie să ne îngrijorăm de lucruri care sunt echivalente. Căldura a fost azi, mâine, va fi probabil încă vreo două zile, dar în esență ea poate fi descompusă în căldură mare, căldură și mai mare și atunci lucrurile astea trebuie să ne lase nu indiferenți, ci senin, calm, da? E o fel de ataraxie, nu ca cea din cultura indiană, dar e o formă de indiferență bună. Adică ăsta e și sensul discuției noastre. A fi pesimist, a fi negativist înseamnă a nu conveni nimic, să ai o plăcere personală doar bazată pe vicii, spun ei, care e cel mai mare rău, și pe plăceri vinovate. Și asta pentru că tu ești disperat să acumulezi materie, să acumulezi bucurii carnale și să nu ții cont de ceea ce este cu adevărat esențial. Iar pentru stoici, un singur lucru este esențial. Acela al eticii aplicate. Trebuie să fii indiferent la lucrurile mărunte și să-ți cultivi partea superioară a sufletului, țineți minte formularea lui, care întotdeauna va fi în acord cu esența naturală a universului, nu a noastră, a țării noastre, a zonei, a epocii, ci a întregii omeniri din toate timpurile, de pe toate zonele pe care le numim ordine, cosmos. Asta înseamnă, în fond, știm foarte bine cu toți. Da? Așa că ar fi zis, da, e neplăcută căldura, e sufocantă, îți vine să-ți dai cu pumnii în cap și să te arunci cu capul în sub gheață, să deschizi frigiderul ca în desene animate și să te cuibărești acolo, ca grizzly și lemmingi, știți, când deschide ursul grizzly frigiderul, toți lemmingii sunt plasați frumos așa pe rafturi și toate obiectele din frigider sunt date scoase afară. Acolo e locul de stat în perioadele acestea. Dar în niciun caz nu e motiv de îngrijorare și nici de lamentație. Nu avem timp de lamentație și liniștea sufletului este mai presus de toate. De ce? Pentru că doar așa rămâi cu lucrurile majore, lucrurile importante și astea sunt virtuții. Virtuțile care, nota bene, în limba română au fost puțin deviate, ne apropiem de pauza pe care, de hidratare, ca la, după prima repriză, ca la fotbaliști, după 45 de minute. La noi a trecut, ne apropiem de prima repriză, e foarte important de înțeles cum au
perceput ei desprinderea de rău, de vicii, de dureri, prin forță. În limba latină e mai ușor de înțeles decât în greacă. Hemarmenia e un concept destul de așa heideggerian, trebuie să-l descompui pe bucăți. Știți că germana și greaca sunt cele mai complicate limbi filozofice și de aia noi, ca rămânea fără discipol de regulă, rămâneau 5 din 500, pentru că zicea, știi germană? Nu prea. Știi latină? Știi greacă? Nu, du-te și învață și după aia ne întâlnim din nou. Dar în latină veți înțelege mult mai bine cum stau lucrurile. Vir, știți cu toții că înseamnă bărbat, da? E, sunt două adjective care au mers separat vreme de aproape un mileniu. Nu s-au unit niciodată. Abia în limba română, paradoxal, ca limbă periferică. Știți teoria aia că portugheza română sunt, e teoria arilor laterale. Dacă arunci o piatră la Roma, valurile în jur sunt din ce în ce mai dese și pe măsură ce se duc la margine, se răresc și atunci influențele noastre rămân mai conservatoare, mai rar aplicabile față de reformele din centru. Și așa se face că la romani, vir a dat pe virilis, care este forță bărbătească și care azi, nu trebuie să spun eu și nu intru în limbaj medical, a ajuns să fie aproape o zonă de disciplină medicală, nu virilitate. Și paradoxal, exact aceeași rădăcină a dat un adjectiv identic semantic, care este virtus. Virtus este virtute. Și nu are nicio legătură cu musculatura lui Arnold Schwarzenegger sau mai știu eu cine e acum, Vin Diesel sau alți eroi de mucava. Este pur și simplu forța morală, forța sufletească, care pentru el era la fel de importantă. Mens sana in corpore sano erau echivalente, calocagatia la greci erau egale, binele sufletesc și frumosul fizic, mușchii și mintea exersată erau același lucru. Trebuiau să se unească în persoana lor. E o zonă de eroare acolo, dar vom discuta altă dată. I-au zis că Alcibiade e cel mai frumos și mai deștept grec și și-au compromis toată istoria prin el. A fost trădătorul prin excelență. Nu aveau proverbul ăla ca la cronicar că pe din afară pom înflorit, pe dinăuntru lac împuțit. Da? E o zonă de impact pe care grecii nu aveau. Creau prea mult în frumusețea fizică. Și din perspectiva asta, virtus a devenit, ca și candidus, o zonă a virtuților eterate, spirituale. Un om cu virtuți e ultimul lucru la care te gândești, care are forță fizică. Nu? Și totuși, în limbajul cronical, avem un cuvânt care face legătura. Îl aduceți aminte? Cum îl definește Neculce pe Ștefan al nostru? Era bărbat tare de virtute. Virtutea asta vine din virtus, din latină, și înglobează în premieră europeană ambele aspecte. A fi tare de virtute înseamnă nu musculos, că știți bine că Ștefan era chiar chirpiriu și mărunțel ca Napoleon, așa? Însemna că e tare de caracter și de soi, da? Dintr-o bucată, așa? Un om, cum se cuvine, care e tare, și mai spun și tare de virtute, adică virtutea este, vedeți, și esența fizică, materială, foarte bună, dar și cea spirituală. Această goană după virtuți va încununa și va defini zona stoicismului lui Marc Aureliu. Sfaturile lui sunt excepționale. Nu există culegere, cu excepția tratatului despre prietenia a lui Cicero, care să fie mai des citat. Pentru sfaturi de viață, sfaturi de atitudine în situații complicate și poate alături de Sun Tzu cu Arta Războiului, vorba lui Mihai, toți comandanții, toți politicienii sunt cu cele două cărți în jăb, cum zice Ardeleanu, în geanta de potențial general sau chiar de general activ. Și asta este marea forță a unor personaje precum Marc Aureliu, care spunea, nu trebuie să ne cutremurăm nici de viață, dar nici de moarte, nici de cele bune, dar nici de cele rele, pentru că, iată, au fost Alexandri, au fost Hannibal, au fost Cezar, spune el Gaius Cezar, nu îi spune Iulius, pentru că nu numele de familie, spune el, contează, nu rasa, ci cine ai fost tu ca om, și are dreptate. Cezar a devenit sinonim cu puterea
datorită acestui cognomen. Da? Gândiți-vă, împărăția Cezarului și împărăția lui Dumnezeu, cum spune Berdeaev. Cezarul a devenit emblemă a puterii pământești. Cuvântul țar din rusă, știți foarte bine că vine de acolo, din Caesar. Kaiserul german, nu șunca, ci comandantul suprem, vine tot din Cezar, din Caesar, cum se pronunța în latina clasică. Chiar dacă el, sper să avem ocazia să discutăm altă dată, a fost un om cu un caracter absolut dubios, da? Este părintele manipulării istorice. Deci comentariile lui Cezar sunt uluitoare, deși două milenii a fost tratat ca cel mai obiectiv dintre istoricii lumii. Cezar în anii 50 din secolul trecut s-a demonstrat că este cel mai mare manipulator al istoriei, pentru că o face exact ca presa modernă. Nu minte, nu exagerează, ci ocultează și manipulează adevărul. Nu spune că Pompei l-ar fi jignit sau el a jignit pe Pompei, spune că Pompei a declanșat războiul. Nu spune că a trecut peste Rubicon încălcând Constituția Romei, care interzicea să vii cu trupe și a zis ale acta. Este toate știm de la Plutarh, nu de la Cezar. Nu ne spune. Nu ne spune că atunci când a ocupat Egiptul și a primit cadou capul lui Pompei de la nătărău de Ptolemeu, fratele Cleopatrei, ca dar, l-a executat, deși nu asta vroia Cezar, în sfârșit. S-a bucurat că a scăpat de el și le-a dat liber soldaților 3 zile să facă ce vor în Alexandria. Și ce să facă? Băieți steți și bine cultivați, au dat foc la bibliotecă, pe lângă alte multe clădiri. Memoria omenirii. 1500 de ani de cultură au dispărut în fum în câteva zile și nopți. Și nu spune niciunde asta. El care își povestește istoria la persoana a treia, el, Cezar, a făcut adresa, a mers, a venit, ba chiar merge până acolo încât, de pildă, și cu asta închei, când povestește predarea lui Vercingetorix, o istorie absolut senzațională. Vercingetorix era un tip de 1,90 m, n-avea nicio legătură, parcă era extraterestru, blond, cu părul până la șolduri, o forță a naturii, avea și un cal care zică mușca din romani când se luptau, romanii erau terorizați după 8 ani de război, vă dați seama, de 8 ani, veneau primăvara, se întorceau toamna, bătuți. 8 ani, că așa erau războaiele. Toamna și iarna nu se făceau războaie, luptai 6-7 luni. Și în sfârșit, la un moment dat, conjoară Alesia, cetatea cea mare din Galia, îi înfometează și Vercingetorix admite să se predea, cu condiția să-i salveze toți prietenii și rudele să-i cruțe viața. Cicero jură că face asta. Și urmează cea mai emoționantă scenă din toată istoria lui Cezar. Marele comandant se spală, se aranjează, se așează pe cal, Vercingetorix, ăștia improvizează romanii o mică tribună, coboară pe cal din Alesia, îi dă în conjur cu calul lui uriaș, coboară și refuză să îngenuncheze, cum îi făceau semn acoliții și trepădușii lui Cezar, că uite, marele Cezar, te-a învins, aruncă armele. Și nu ne povestește nimic Cezar, are două propoziții. Vercingetorix se predă, aruncă armele, punct. Plutarh vorbește 5 pagini. De ce? A fost în stare, ca să scurtez și să nu vă țin în emoții, să oculteze meritele lui personale, ca nu cumva proeminentul lui, dușmanul lui, să aibă parte de un pic de simpatie din partea cititorului. Mai bine să nu existe Vercingetorix ca imagine, cu riscul de a-i scădea lui puțin din imagine, din carismă și din personalitate. Până acolo merge și sunt multe alte amănunte. De aia ne spune Marc Aureliu, nu vă temeți că până și Cezar a plecat așa cum a venit. Ha? Pauză de hidratare, Mihai. Microfonul. Vreau să-ți mulțumesc, Claudiu, și a fost fascinant felul în care ai conectat, pe de-o parte, nu, lumea orientală, s-a spus de atâtea ori ex oriente lux, lumina venea de la greci pentru romani și, sigur, spațiul pe care noi l-am revendicat de-a lungul secolelor, romanitatea aceasta absolut implacabilă, cel puțin în veacul în care Marc Aureliu a devenit împărat. Eu însumi îți sunt dator cu, poate, și mai multe, sau vă sunt celor care ne urmăriți, și mai multe precizări legate de profesorul Arieșan. Nu v-am spus ceea ce mie mi este extrem de scump și drag, faptul că domnia sa este membru al Asociației
internaționale de studii patristice, că a fost ani de zile implicat și ați aflat deja în traduceri esențiale din Iată Lactantius, despre morțile persecutorilor, dar și despre pasărea Phoenix. Cine e din Timișoara nu poate să nu vorbească și despre Phoenix. De asemenea, epistolele lui Ieronim și Arnobius. Deci vorbim despre un specialist cu peste 50 de studii de erudiție apărute în periodice importante din România și din afara țării, care a venit la Clubul Marilor Cărți ca să ne explice cum anume este generat un mod de gândire. Și iată, cuvântul cheie al primei părți a fost: Marc Aureliu nu a venit din neant. De ce e valoros ceea ce facem noi? Pentru că noi încercăm să ținem vie această flacără a cunoașterii. Când ea se întrerupe, pot apărea secole de beznă și de ignoranță. Și au fost, cred că domnul profesor Arieșan o să vă poate explica, epoci în care oamenii nici nu se mai puteau adăpa de la izvor. De pildă, un Marc Aureliu nu numai că putea citi în greacă la Roma fiind, ci și scria în greacă, ceea ce vă voi surprinde, era destul de greu pentru un geniu precum Toma d'Aquino, chiar Aurelianus Augustinus, ca să nu mai spun și Dante. De ce? Pentru că o linie foarte importantă de continuitate, o tradiție vie, a fost omorâtă. Și de asta eu doresc foarte mult la Clubul Marilor Cărți, în toamnă, să inițiem poate și niște cursuri de limbi vechi. Limba greacă, limba latină, sunt foarte dornic să facem asta. Însă, pentru că ne hidratăm, pentru că aveți libertatea să faceți ce vreți câteva minute, să faceți un pic de stretching, să vă relaxați dacă vreți, totuși facem câteva anunțuri. Și anume, foarte pe scurt, copiii sunt esențiali, știe toată lumea, fără să predăm moștenirea aceasta spirituală copiilor noștri, ca să-l cităm pe Frankl, viața noastră are scopuri, dar nu are sens. Așa că sensul e înglobat în predarea copiilor noastre care sunt foarte mintoși, deci programul Brainy Child vi se adresează dumneavoastră și copiilor noastră. Sensul, zic, se descoperă prin predarea lor, predarea către ei a celor mai frumoase povestiri din istoria culturală europeană, de la povestirile biblice, care le includ și pe dreptul Noe, până la, sigur, poveștile fraților Grimm. Poate că ați aflat între timp, Disney a decis ca Albă ca zăpada să fie mulatră. Noi rămânem la convingerea că trebuie să onorăm și textul și contextul și să nu transformăm textul în pretext, și asta înseamnă că vom preda mai departe istoria aceasta minunată a Albei ca zăpada, așa cum este ea prezentată de către frații Grimm. Vă rog să vă folosiți de oferta noastră financiară. Avem o remarcabilă propunere pentru dumneavoastră. Puteți, pe lângă reducerile de aproape 40% pe care le avem pe site, da? Intrați pe Brainy Child și vedeți această reducere, aveți posibilitatea să mai accesați încă 10 sau 15% reducere ca părinți dacă deveniți membri VIP ai Clubului Marilor Cărți sau membri pur și simplu ambasador. Membru VIP aduce 5 persoane în comunitate, ambasadorul aduce 2 persoane în comunitate și devine pentru totdeauna un ambasador cu discount de 10% la toate programele educaționale, care includ și Detox Your Mind în Delta Dunării, care includ și, iată, Your Brainy Child și probabil foarte multe cursuri pe care vrem să le facem, inclusiv cursuri de retorică și neoretorică. Îmi propun împreună cu profesorul Claudiu Arieșan să facem acest curs din toamnă. Dacă vreți mai multe detalii, aveți în rubrica chat linkul către Marile Cărți Your Brainy Child. Din fericire, pentru acest program excepțional, avem cele mai bune persoane pe care le puteam găsi în vestul țării, în nordul țării, oriunde ne-am fi uitat, anume prietena noastră Denisa Vlad, care a condus un cenaclu literar ani de zile la cel mai important liceu din Oradea și care este o eminentă studentă astăzi la 21 de ani, excepțională persoană pregătită cu valori pedagogice foarte solide, pregătită să vă amuze copiii, să-i facă să râdă, să îi pună să facă exerciții de dicție, să descopere bogăția limbajului și a vocabularului, pe de o parte. Pe de altă parte, în limba engleză, and this is the catch, ca să zicem așa, în limba engleză, copiii dumneavoastră vor putea afla care sunt tainele acestor mari povestiri, de la C.S. Lewis până la J.R. Tolkien, prin gura
Aminei Petrescu, care este o eminentă elevă în clasa 12-a la Liceul Loga din Timișoara, șefă de promoție obișnuită cu nota 10. Deci dacă vrei 30 de povestiri pentru un copil de nota 10 cu educator de nota 10, acum e momentul să acționați, le puteți spune și altora despre aceste programe și în felul acesta puteți să faceți o faptă bună, zic eu, pentru că mai mult decât oricând, internetul e un loc al pierzării, părinții sunt speriați de ce se poate întâmpla când un copil de 10 ani pune mâna pe telefon, unde se poate ajunge în doar câteva secunde pe internet, cred că știți și dumneavoastră răspunsul. Haideți să construim fibra morală a copiilor noștri, haideți să îi facem să se joace într-un mod inteligent, haideți să le întărim voința, haideți să le îmbogățim vocabularul, pentru că limitele limbajului meu sunt limitele lumii mele, spunea și Wittgenstein. Haideți mai mult decât atâta să le amplificăm într-un sens poetic și teologic imaginația morală. Suntem într-un club al marilor cărți care se adresează și celor cu o convingere senină, dar asumat creștină și cu o filozofie conservatoare de viață. Când inocența copiilor este atacată de tot soiul de ideologii, credem că vreți să aveți copiii dumneavoastră sau ai prietenilor dumneavoastră sau ai rudelor dumneavoastră pe mâini bune, așa că ăsta este mesajul meu. Veniți la programul Your Brainy Child, care începe în 5 iulie și se termină pe 15 septembrie. Valoarea financiară este incredibilă. Undeva la 3 euro este ora de pregătire, undeva la 100 de euro, 99 de euro este pachetul pentru o vară întreagă. Credem că este extraordinar de atractiv și de aceea vă îndemnăm să-l accesați. Eu mă întorc acum spre Claudiu Arieșan și mulțumesc pentru răbdare, dar nu vreau să-l grăbesc dacă mai are ceva de făcut. Îi spun doar atât că emisiunea lui, Dialog Spiritual la TVR Timișoara, aș vrea să fie arhivată în online și aș vrea să fie disponibilă și comunității noastre, pentru că acolo tu, Claudiu, ai avut niște invitați de soi și am fost onorat și eu să-ți trec pragul, ca să zic așa, dar când ai 250 de emisiuni culturale și religioase în paleta ta de, sau în, dacă vrei, panoplia ta de arme spirituale, cu siguranță poți să revendici și un statut de influencer, cum se spune astăzi, de om care chiar șlefuiește mentalitățile și percepția publică despre sacru. Mulțumesc, Claudiu! Cred că acum ne îndreptăm și mai mult către text și abia aștept să aud ceea ce vrei să ne spui. Mulțumesc tare mult, Mihai. Nu-mi doresc niciodată să fiu influencer, vreau să fiu un prieten mai mare, atât. Magister e cuvântul cel mai frumos pentru așa ceva. Și îmi doresc, de asemenea, să înțeleagă toți cei prezenți alături de noi că e un program de durată, dar în care le propunem, putem chiar să le promitem, dar nu vrem să o facem neapărat acum, că în 6 luni, de pildă, urmărindu-ne, colaborând cu noi și cu ceilalți ca noi, că nu suntem doar noi aici, vor fi capabili să înțeleagă, dăm exemplu de azi, pe Marc Aureliu și individual, citind cu această osatură de metode și de tematici pe care le dăm mai mult, mai bine, iar într-un an și ceva vor fi în stare să prezinte niște rezumate, niște forme de adaptare la comunitatea intelectuală incomparabile cu ce sunt acum. Da? E un proces de autoșlefuire, cum spuneam cu vorbele lui Tolstoi, și exercițiile spirituale, ca să ne întoarcem la Marc Aureliu, reprezintă cea mai bună modalitate de a defini această extraordinară aventură intelectuală a unui împărat destul de trist, să știți. Într-adevăr, a fost lovit de boli, într-adevăr a avut o biografie destul de complicată, deși a ajuns rege rapid, imperator, împreună cu un frate adoptiv. Era un dezastru forma de succesiune de la Roma. A murit fiul adoptiv al lui Hadrian, dar a lăsat un copil, acela a fost adoptat de Antoninus Pius, care la rândul lui l-a adoptat și pe Marcus Aurelius. S-au trezit romanii cu doi împărați,
din care unul autoritar, însă blând, ca Marc Aureliu, e și considerat ultimul din cei cinci împărați buni, da? Pentru că demenți au avut destui, au avut și Nero, și Caligula, și Heliogabal, și alții, chiar și Tiberiu dezaxați și care frizau paranoia în anumite elemente ale vieții lor. Citiți doar viețile celor 12 Cezar și veți vedea la ce mă refer. A fost un împărat bun, Marc Aureliu, și măcinat de boli. S-a discutat mult dacă poate fi interpretată filozofia lui ca una senină, una desprinsă de contingent, de mundan, pentru că asemenea altor mari gânditori, ca Schopenhauer sau Nietzsche sau alții, s-a luptat toată viața cu neajungeri ale trupului, ale firii. Sunt studii foarte serioase care vorbesc despre mentalitatea de ulceros a lui Marc Aureliu, că toată viața a avut niște ulcere care sângerau foarte dure și astea și-ar fi pus amprenta în bună măsură asupra pesimismului său. Cel care a făcut lumină în zona asta este un mare intelectual francez care a fost tradus și la Timișoara, în premieră, Pierre Hadot, se scrie cu H, da? O carte încântătoare, tradusă de prietenul și colegul meu Constantin Jinga, părinte, preot și intelectual de mare rasă, el este coordonatorul colectivului de teologie de la Universitatea de Vest din Timișoara, Exerciții spirituale și filozofie antică. Da? Asta este o carte pe care vă recomand din tot sufletul. O avem și pe cei filozofia de la Humanitas, dar este mult mai puțin spiritualizată decât această carte. Pierre Hadot a influențat enorm și pe Foucault și pe Wayne Hankey, care îl consideră unul din maestrii săi. A fost unul din cei mai acizi acuzatori ai învățământului superficial din ultimele decenii și care spunea că practic am trădat toată cauza învățământului autentic, tradițional. De ce? Pentru că dispare contactul sufletesc, dispare lumina aceasta împărtășită între noi, dispare ceea ce a însemnat întotdeauna colaborare între magiștri și discipoli, între învățători și învățăcei. Și totul se reduce la cunoștințe, nu la cunoașteri, nu la lecții de viață, nu la deprinderi pentru existență, nu la abitudini majore. Asta încercăm să suplinim. Până la urmă, puteam să mă gândesc că asta e, și asta e Clubul Marilor Cărți, este o universitate de buzunar, peripatetică, care o să vedeți ce spectaculoasă va fi când ne vom putea întâlni și față la față, în amfiteatre și în marile orașe ale țării, sau în acele forme de tabere de creație și aprofundare gândite de Mihai și de Stea. Deci, esența gândirii stoice este dată de, repet, lupta pentru virtute, bucuria intrării în ordinea universală și recunoașterea acelei ordini universale, disprețuirea tuturor elementelor tulburătoare și care te pot scoate din context și mai ales concentrarea în ceea ce el numește heimarmene, bucuria virtuții aplicate. Și asta înseamnă, în primul rând, empatie cu maestrii tăi. Cărțile lui, mă refer la libri, cum se numeau atunci la romani, liber însemna capitol. Da? Aveai 8 libri, însemna nu că sunt 8 cărți, sunt 8 capitole, el are 12, cum bine știți, 12 cărți ca și epopeile lui Homer și Vergilius. Iată câteva pasaje în care își omagiază moștenirea. Și cred că e foarte important să păstrăm starea asta de gratitudine pentru cei care ne-au fost înaintași și de la care am moștenit lucrurile foarte bune, fie că sunt părinți, fie că sunt educatori. De la bunicul Verus am luat ca model amabilitatea și calmul. Din ceea ce am auzit și din ceea ce se amintește despre cel ce m-a zămislit, adică tatăl său, pudoarea și caracterul bărbătesc. De la mamă, cele mai multe, respectul pentru zei, generozitatea,
faptul de a mă abține nu numai de la săvârși rău, ci chiar de la a concepe astfel de gânduri. Și am luat ca model de la ea modul de viață măsurat, cu mult diferit de stilul de viață celor bogați. Era imperator, gândiți-vă. Era un om care putea să dispună, cum a făcut Nero, de întreaga avere a unui imperiu și să dea foc unei părți din Roma, pur și simplu ca să vină lui inspirația. Nero de aceea a incendiat Roma, pentru că el se considera un poet mai bun decât Homer și decât Vergiliu și zicea că îi lipsește doar inspirație. Ei au avut războiul troian, au avut evenimente care au inspirat, lui îi lipsește. Și atunci a dat foc Romei ca cataclismul acela să-l stimuleze și stătea cu harfa și cu lira acolo în timp ce mureau sute de oameni incendiați și se prăbușeau clădiri și era un vaiet înfiorător, în speranța că va deveni un poet mai mare decât el. Asta se credea și când a fost asasinat. A fost ucis, până la ce l-au gonit jumătate de zi prin Roma, l-au prins trupele și l-au ucis. Și a zis, ce mare poet, mare odată cu mine. Deci el așa se vedea. Nero era altă lume. Ca mulți din politicienii și poeții de azi, da? Ambele categorii se amestecă în personalitatea lui absolut stringentă. Așa. De la străbunicul meu, faptul de a nu frecventa școli publice, și el a avut un profesor foarte bun, nu? Pe Fronto, care l-a educat, faptul de a avea profesori buni acasă și de a înțelege că pentru astfel de scopuri trebuie făcute eforturi susținute, da? Ca să ajungi departe. Iar de la filozofii săi, de la profesori, listele sunt impresionante. Doar una am să vă citesc, de la Rusticus, care a fost filozoful stoic un rol esențial în formarea lui, Quintus Iunius Rusticus. De la Rusticus am luat faptul de a avea în vedere necesitatea de a-mi îndrepta și îngriji caracterul, faptul de a nu mă lăsa ispitit de avântul sofiștilor, de a nu scrie despre subiecte abstracte, nota bene, și noi încercăm să vorbim doar despre lucruri concrete care vă pot fi de folos și vouă și celor din viața voastră, sau de a nu rosti scurte discursuri sau să mă arăt ca un bărbat ascetic sau dispus să fac servicii încât să stârnesc iluzii de șarte. Faptul de a renunța la retorică, la poezie sau la vorbire elegantă, de a nu umbla prin casă îmbrăcat în togă, adică în haine de casă, da? De a-mi compune scrisorile într-un stil cât mai simplu, faptul de a mă arăta prietenos față de cei care sunt supărați și gata să iert pe cei care m-au ofensat. Seamănă întru totul cu orice text din epistolele lui Pavel. De aceea au și imaginat, știți foarte bine, oamenii din epoca aceea, o corespondență care s-a dovedit apocrifă, imaginară, între Sfântul Apostol Pavel și Seneca, da? Erau contemporani și pasă mintea ar fi schimbat idei, pentru că se mânau prea mult. Oamenii nu puteau crede că n-a fost o influență reciprocă între aceste două somități ale culturii mondiale. Și faptul de a studia textele cu grijă, de a nu mă mulțumi cu o cunoaștere generală a lor și de a nu-mi da repede asentimentul, da? La aceste elemente care se vorbesc în jurul meu. Asta este esența gândirii lui Marc Aureliu, iar cele trei elemente, vom reveni asupra lui, să nu vă închipuiți că mi-am permis să discut doar despre opere. Mi s-a părut mult mai important să fac o lansare a conceptului de cultură clasică prin reprezentanți. Marc Aureliu este unul, Cicero este altul, Plutarh altul, vom discuta despre mulți eroi. Azi am fost obligat să fixez și un cadru și atunci Marc Aureliu este doar primul exemplu care nu e epuizat azi. Și am să las deschisă discuția legată de el, pentru că cele trei elemente foarte importante în exercițiile sale spirituale, de care vorbea Pierre Hadot, pe care le-a preluat apoi și Ignațiu de Loyola, și Montaigne în eseurile sale, și nenumărați alți gânditori ai lumii, el le-a inițiat însă, și Epictet, ei doi, pentru ei filozofia este o sinteză. O sinteză la modul desăvârșit în care fizica, etica și morala se întrepătrund, spunea în monismul său foarte simpatic, filozofia este un ou, da? În care fizica e gălbenușul, etica este albușul și logica este coaja. Normal că nu poți ajunge la interior decât prin logică, spărgând coaja și apropiindu-te de esențele lor. Nu trebuie să te lași învins de plăcere sau de suferință, evident, trebuie să
Să nu respingi niciodată oamenii sau să-i vatem, să nu fii mânios. Nu ai voie să te prefaci sau să vorbești lucruri nesincere, să nu fii ipocrit. Da? Și prin asta să respingi acțiunile inconsecvente, random, cum se spune acum, să fii condiționat de sensul ultim al faptelor sale, care reprezintă tocmai intrarea în această lume desăvârșită a sufletului activ, a lumii care îți descrie adevărurile universului foarte plastic și foarte personal. Pierre Hadot, și mă apropiu de încheiere, această întâlnire a noastră de azi, voi răspunde cu dragnes oricăror întrebări. Pierre Hadot spunea cât de mulți oameni au fost influențați capital de marca lui și dă de exemplu lui Jules Michelet, un bun prieten al României, istoric al Franței, care practic are un jurnal intim foarte simpatic și ne spune: azi am citit prima dată Marc Aureliu, peste două zile îl citează deja ca și cum este el însuși, peste cinci zile își modifică complet viziunea de viață după Marc Aureliu. După aceea spune Marc Aureliu, deci următoarele luni practic trece sub un soi de transă în care îl și interpretează, îl și modifică, nici măcar nu-l mai înțelege atât de bine, dar se identifică cu el. Da? I-a pătruns în oase, în conștiință, și asta încercăm să facem și noi. Încercăm să vă transmitem așa explozii de forță intelectuală, morală, culturală, care nu pot fi echivalate decât de întâlnirea cu marile cărți și cu faptele acestea de care vorbeam la început. Da? Vă promiteam că veți înțelege mai bine ce a zis Marc Aureliu în fraza aceea superbă cu facultatea de a crea opinii. Da? Trebuie să aveți opinia voastră. Vă place Marc Aureliu sau nu? Vă regăsiți în el sau nu? Vă place pasajul acela sau nu? Și peste un an vă promit că asta veți face. Veți avea citatul vostru favorit din Marc Aureliu pe care îl vom discuta atunci. Sper că v-ați selectat și azi, dar nu-mi fac mari speranțe. Nu-mi fac iluzii. Adică încă e trac, încă este la început. Așa suntem toți. Nimeni nu s-a născut cu tupeul pe masă și cu... Și dacă s-a născut cu el, e bine să-l țină deoparte, ne spune Marc Aureliu, pentru că nu e constructiv. Iar ultima expertiză pe care am să vă dăruiesc azi, pentru că e un dar, da? Azi e o zi tare frumoasă, nu e doar sărbătoarea de Sfânt Ziene și nu e doar Sfântul Ioan Botezător, este și sărbătoarea celui mai important părinte al bisericii de proto-român, da? Niceta al Remesianei, de care ne vom ocupa peste câteva luni, probabil. E un autor din care am tradus și care este o minune de învățat, prieten cu Paulina Nolei și prea puțin cunoscut pe teritoriul nostru, chiar dacă apare așa sporadic, ne lăudăm cu el. Și cum mi-a atras atenția un bun prieten pe care îl salut, alături de mulți alții care au venit să mă asculte și le mulțumesc și sper să ne rămână prieteni și colaboratori și fideli și de acum încolo, Radu Dorin îmi spunea că azi se împlinesc 500 de ani de la epistola lui Neacșu. Deci 500 de ani de la primul document de limbă română, care în 1521 a fost, nu? Dar nu știam ziua. Uite, așa e datată, acel ipac mudromu și plemenitomu și zdravo, așa, acea introducere slavonizantă în care jupânul Hannes Begner se luptă cu Neacșu și cu limba română deopotrivă. Da? Deci am sărbătorit foarte multe lucruri azi și vreau să vă adaug încă o expertiză care, Mihai, o să-mi ierți faptul că nu ți-am anunțat această zonă, este aceea cinematografului. Tu știi că sunt legat de vizual, sunt legat de arta cea de-a șapte, arta fără muză, dar foarte importantă pentru noi și care, să știți, veți vedea că are și ea eroii ei, are și ea probabil unul dintr-o mie de filme, probabil un regizor din câteva sute, atinge desăvârșirea pe care un mare filozof și un mare scriitor o are. Azi am să vă ofer un mic pasaj din Stoic, întru totul Stoic, din cea mai stoică ecranizare după o zonă a clasicismului. E vorba de celebrul Gladiator al lui Ridley Scott. Da? Ridley Scott, din fericire, nu e doar autor de horroruri cu Alien și cu terifiante povești cu Prometeu din alte planete. Nu e nici doar evocatorul cruciadelor.
Este și autorul celui mai bun film despre lumea romană, vă spune un specialist din toate timpurile, cel mai bine reconstituit. Așa a avut un scenarist americano-italian, a avut și consultanți foarte buni. Reconstituirea Romei pe care a făcut-o el este excepțională, în proporție de 90%, cred. Iar eroul acesta, inspirat dintr-o carte pe care a cumpărat-o în Bagdad, a unui autor destul de mărunt pe nume Menix, ca și erou acela de serial de pe vremuri, a dat măsura deplină a interpretării și Russell Crowe, dar și a lui Marc Aureliu. Este singurul film în care apare un Marc Aureliu, interpretat de un superb actor britanic, Richard Harris. Îl știți din Albus Dumbledore, cei care ați urmărit saga lui Harry Potter, dar l-a interpretat și pe Cezar, l-a interpretat și pe Gulliver în cea mai bună ecranizare după Jonathan Swift și pe mulți alți eroi ai omenirii. A încetat din viață la vreo 2 ani după filmul superb al lui Ridley. Vă rog să o să rog pe Estera să pună pasajul și să urmăriți privirile lui Marc Aureliu, apare la început alb și să înțelegeți că toată lupta acelui gladiator care devine rivalul fiului lui nu, nu-i dat drumul încă, care devine rivalul fiului lui Marc Aureliu, fiului netrebnic Commodus, cel care a murit în arenă, în adevăr a murit în arenă, chiar dacă nu ucis de Commodus, dar care până acolo și-a ucis toți rivalii, toți cunoscuții, toți prietenii, și-a măcelărit familiile lor și a transformat, i-a dus la cea mai de jos zonă a suferinței, i-a obligat practic să fie stoici. Atunci când Marc Aureliu întreabă pe gladiator, pe eroul nostru, ești gata să-ți faci datoria față de Roma, ne întreabă pe toți. Da. Trebuie să ne facem datoria profundă față de cetate, față de noi înșine, față de cei din jur, cu orice preț. Asta face eroul din Gladiator și acel acum suntem cu toții liberi, prin ieșirea din lume, după ce ne-am făcut datoria, cred că e cel mai frumos omagiu pe care cultura modernă l-a putut aduce stoicismul. Now we are free. Hans Zimmer și Eliza Gerard. Și vă mulțumesc. Te rog, Estera, să dai sonorul la maxim. Nu se aude. Dacă trebuie să dai sonorul și din trebuie să dai sonorul și din YouTube. Am dat e la maxim la mine. Mai încerc. La maxim și la calculator și din YouTube. O să te ajut eu, Estera. Ok, mulțumesc. Ne cerem scuze, dar oricum eu sunt uimit că avem aceeași dragoste pentru același personaj, Hans Zimmer, când vine vorba de muzică. Da, muzica de film e altă lume, Hans Zimmer. Da, Now We Are Free. Acum, problema este că trebuie să ajung la acest link în câteva secunde, dacă îmi dați voie. Eu cred că vă pot ajuta. E primul de pe 60 de milioane de vizualizări. Cât? 60 de milioane. 60? De milioane, da. Ok. Îndată. Hai să vedem. Stați să sărim și peste reclame. Da, merge pe ecranul mare.
Elefant.ro a mai crescut un pic. Împlinim 11 ani și... Mulțumesc, Mihai. Artă pură, stoicism pur. Excepțional, excepțional moment în seara aceasta, dragi prieteni. Mulțumim foarte mult și aplauze pentru Claudiu Arieșan. Sunt sigur că sutele de persoane care l-au urmărit recunosc că am... omis să transmit și pe canalul meu de YouTube, deci am transmis doar pe canalul nostru Marile Cărți și totuși să știți că foarte multe sute de persoane s-au apropiat de această carte prin intermediul lui Claudiu Arieșan. Vreau să spun că a fost foarte emoționant filmul sau pasajul acesta la final și pentru că ai văzut cum întoarcerea acasă presupune, nu știu, și întoarcerea la filozofie. Tema aceasta a familiei mi se pare centrală pentru stoici, de la măreție la degradare, bineînțeles de la Marcus Aurelius la Commodus, dar ceea ce este frapant și cu asta aș vrea să intervin la primul meu comentariu și apoi vă pregătesc dumneavoastră culoarul pentru întrebări și absolut remarcabil în contrast cu lumea în care trăim, dragă Claudiu, e felul în care parcă prelungind o injoncțiune a Vechiului Testament, mai precis a Decalogului, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, fără să fie familiarizat poate cu această cultură iudaică, Marcus Aurelius sau Marc Aurelius începe prin a își pomeni strămoșii. El își cinstește mama pentru că, până la urmă, al treilea paragraf din prima pagină a cărții îi se adresează ei, dar sigur începe cu bunicul, asta și pentru că o copilărie fără bunici e o copilărie săracă. Și continuă apoi cu străbunicul,
foarte interesant, apoi trece în revistă mentorii, dascălii, profesorii și foarte interesant, tatăl apare gramaticii, evident, tatăl apare mai târziu, dar când apare, și vorbim aici de tatăl adoptiv, Antoninus Pius, îi se dedică niște pagini consistente. Una, două, trei, patru, cinci, aproape șase pagini dedicate tatălui, nu doar un paragraf, deci cu asta se încheie lista datoriilor. Uneori mă întreabă prietenii de la Clubul Marilor Cărți, uite, simt nevoia să scriu, simt nevoia să las ceva în urma mea, nu doar o moștenire materială, nu doar o casă, nu doar o mașină. Ce ar trebui să scriu? Și totdeauna le-am spus, scrie câteva lucruri care ți-au rămas în suflet de la bunici, de la străbunici, dacă ți-ai întâlnit străbunicii, menționează ce datorezi, precum Marcus Aurelius, acestor dascăli, acestor mentori ai tăi și, bineînțeles, vorbește și despre tata și despre mama, apropo, nu despre Părintele 1 și nu despre Părintele 2. Tata și mama, cuvinte sfinte, cuvinte sacre, pentru un conservator ca Marc Aureliu. Într-o lume în care avem impresia că putem înlocui natura, care avea un sâmbure de sacru. Evident, finalul se datorează zeilor. Am uitat să spun asta, da? La final de tot, zeii sunt invocați, ce datorează zeilor. Dar spuneam că trăim într-o vreme în care natura însăși este acuzată de discriminare. Firea, ordinea aceasta a firii este disputată și răstălmăcită, este supusă unor inginerii de tot soiul conceptuale și sociale. Și cred că reîntoarcerea la Marc Aureliu înseamnă reîntoarcerea la acel logos, dragă Claudiu și dragi prieteni, la acel logos pe care l-a evocat și Nomos și Logos, pe care l-a evocat Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni, în primul capitol al Epistolei Pauline, adresate comunității de creștini și de evrei din Roma. Când spune, citez, iar cei care nu au legea lui Moise, din a firii lor, adică din physis, din această rânduială a naturii, pe care o aprecia cu atâta candoare Marc Aureliu, își fac loruși lege. Mi se pare extraordinar ca acest autor să ne ajute în secolul 21 să redescoperim legea, pentru ca apoi să descoperim creatorul ei. Mi se pare absolut esențial, iar în plus, dincolo de redescoperirea naturii, cum spuneam, e vorba de centralitatea, efectiv centralitatea și primordialitatea pe care o joacă familia, da, în viața lui Marc Aureliu, de unde și gladiatorul, da? Cine era gladiator? Era un soldat care l-a plâns pe Marc Aureliu mai mult decât propriul său fiu. Adică era un ofițer dintr-o armată care dăduse enorme bătălii contra triburilor germanice, dar care își găsește odihna, el însuși, vorbind de gladiator, Maximus, unde? În familie, acasă. Și ceea ce îl mână, ceea ce îl face să lupte până la capăt e amintirea soției și a copilului. Mi se pare extraordinar că filme ca acestea au putut fi produse, mi se pare fabulos că acest film s-a născut dintr-o meditație asupra lui Marc Aureliu și vrem să-ți mulțumim, dragă Claudiu. Acum, dragi prieteni, aveți toată libertatea, fiindcă suntem un club al libertății, să-i puneți prietenului nostru întrebări. Cine dorește să intervină? Estera, te rog să preiei tu, dacă se poate, parte de Q&A. Domnul Cuceu a ridicat mâna. Domnul Cuceu. Vă rog, domnul Cuceu. Da, bună seara încă o dată. Domnule profesor, nu știu cu ce să încep. Nu mai știu, din puținele mele cunoștințe de limba latină, era un intelectual, mă rog, dintre cei vechi sau dintre cei din Evul Mediu, care în momentul când se așeza la masă zicea Dami Magistro. Deci îl cerea pe Augustin, mi se pare. Nu, ceva Ciprian,
Ciprian îl cerea pe Tertulian. Tertulian era quasi interzis și el totuși îl cita și se inspira. Nord Africii, acolo se petreceau toate, acolo unde limba latină a devenit limba patristică. În rest, cum spunea Mihai, toți părinții bisericii din secolul 1-2, ca și Marc Aureliu, deși era păgân, scriau în greacă. Deci abia în 190-199 chiar apar primele texte latinești, în Nordul Africii, unde latina era mai respectată. În rest, la Roma, inclusiv Papa Clement, romanul, scria în grecește. Deci vreau să încep așa cu o adâncă plecăciune și admirație pentru ceea ce ne-ați prezentat. Efectiv, este extraordinar. Eu nu cred că voi ajunge vreodată să-l citesc pe Marc Aureliu în latină, dar vreau în greacă, să... În greacă. Ah, pardon. Da. El a scris în greacă. Atenție. Pe front. Marc Aureliu. A, deci a scris... A spomenit la început, dar nu știam că majoritatea operei lui este scrisă în greacă, de fapt. Toată opera lui. A fost scrisă în greacă. Da. Wow. Asta spunem, abia pe la 200, el trăiește pe la 1160, nu? Deci e în perioada în care și părinții bisericii scriau tot în greacă. Deci latina abia în secolul 3 redevine limbă de cultură. Asta e, deci în greacă. Toți profesorii lui, domnul Cuceu, toți profesorii lui îi predau noțiuni de filozofie în greacă. Este impresionant. Gândiți-vă că totuși romanele lui Tolstoi sunt pline de citate în franceză. Așa este. Aristocrația rusă nu putea concepe limba franceză. Să-și educe copiii, da, în limba unei babușca. Exact. Da. Deci vreau să vă cer un sfat, noi cu dinții de lapte în limbile clasice, eu mai ales, cum ar trebui să începem? De unde ar trebui să începem? Mă rog, mi-aduc aminte pe vremea studenției, începeam cu, de exemplu, cu câteva proverbe, cu multus in parvum, adică concentrate din acestea care dau așa o introducere mai de început în greacă și latină. Cu ce ar trebui să începem ca să avem câțiva termeni de bază? Bineînțeles, eu asta îmi propun să fac cu ajutorul vostru și cu ajutorul lui Mihai. Am o expertiză deosebită făcută aici la Timișoara, la o facultate unde nu v-ați aștepta, unde toată lumea spune că sunt studenții cei mai mofturoși și mai distanți, Facultatea de Drept. Deci de 15 ani, Timișoara și Iașul sunt singurele centre unde se mai predă latină juridică. De ce? Pentru că în anul întâi fac drept roman și dacă nu știu boabă de latină, o încurcă. Deci nu înțeleg nimic. De acolo se zude de expresii. Exact cum spuneți dumneavoastră. Da. Și atunci fac un curs de un singur semestru de terminologie juridică latină. Deci toată gramatica le-o predau în două ședințe, toată gramatica de care au nevoie. Normal că le dau și niște foi tipărite în care sunt declinări, conjugări, deci în niciun caz nu merge cu silva silve, cu toceală, aia este inutil. Trebuie să ai tabele la îndemână, un dicționar bun în altă parte și capacitatea de a reține exact cum ați intuit câteva mii, dacă nu măcar câteva sute de expresii, care le ai deja. Ați fi surprins să știți, să vă dați seama câte sute de expresii le aveți deja. Nu, alea e acta es, veni vidi vici. Acest multum in parvo, da? A fost o colecție chiar în cultura română care se numea așa, multum in parvo. Scriitorii care aveau opere prea mari prin anii 70-80, așa de exemplu Balzac sau Proust sau Hipocrate și Galenus, apărea un singur volum, editură enciclopedică, de vreo 300 de pagini, care concentra toată opera cu citate și era așa, un fel de grăunte concentrat. Ca să îl înțelegi totuși pe Balzac sau pe Proust și din 300 de pagini, să citești 12.000 de pagini. Deci, eu îmi propun să fac acest lucru cu expertiza pe care o am din toamnă, să pornesc un curs de terminologie greco-latină, da? Care este extrem de utilă. Deci nu gramatică, nu un pic de cultură greco-latină, dar mai ales terminologie, cum să zic eu, care să ne dea frumusețea și forța, măreția acestui domeniu. Nu? Noi toată lumea, vă dau un singur exemplu, zicem, consider că. Da? E, dacă faci un singur pas etimologic în urmă, să știți că vine din latinescul considerare, care sidusire înseamnă constelații, stele. Pe atunci nu erau televizoare, telefoane, internet, nu era nimic. Doar
cerul stela deasupra ta și vorba lui Kant, legea morală. Și seara, singura preocupare era contemplarea cerului. Toți filozofii așa au ajuns la știința lor. Considerând. Știi ce înseamnă? Înseamnă stai pe spate și te uiți la stele. Și tragi concluzii. Nu stai degeaba. Că nu te uiți, cum vorba aia, ca nătăflează să-ți cadă para mălăiață, da, în gură. Și încerci să scoți ceva din meditația aia, să faci un pas mai departe, să te autocunoști și să te cunoști și pe cei din jur și să ajungi și la niște concluzii ontologice sau gnoseologice. Da? Asta este. Eu consider că înseamnă că mă uit la stele, văd dincolo de ele și înțeleg care e sensul meu. Și îmi pun marile întrebări, vorba lui noi, care lăsați răspunsurile, care sunt complicate, dar puneți, domnule, marile întrebări. Odată, puneți-le, că altfel rămâneți fără nimic în viață. Și arta asta cred că se poartă foarte frumos la clubul nostru și sunt foarte mândru de asta și vă zic că e primul proiect în viața mea la care am aderat aproape a priori. Deci în momentul... A priori, era asta vreau să aud, cuvântul latinez, a priori. A priori, da. Asta, deci dacă chiar vă doriți, toți cei din jur, o să vă putem ajuta și veți face, nu că progres. Cu mare drag, cred că este vital. Se va deschide. Poți să ai nu știu, 7-8 limbi moderne, dacă n-ai una, măcar să bâșbâi într-o limbă clasică, toată corect. Cultura mare ți-e refuzată. O vei primi doar vorba lui Pavel, mestecată de alții. Da? Rămâi tot cu lapte și cu hrană de copil. Dacă ai acces la măcar resturi, elemente de bază, jaloane din cultura clasică, progresul va fi uluitor. O să vedeți. Așa este, da. Vă mulțumim. Eu cred că este de neapărată trebuință. Mulțumim tare mult. Vă mulțumesc. Maria e cu noi. Bună seara tuturor. Ce domnule profesor Arieșan, ce să vă spun? Și eu, ca și Radu, ca domnul Cuceu, nici eu nu găsesc cuvintele și sunt așa făstăcită, însă să vă spun că a fost o excepțională prezentare și introducere în Marc Aurelius, atâta pot și eu să spun și recunosc că am această neputință de a respecta întru totul unul dintre citatele, dintre îndemnurile pe care poate le știm mulți dintre noi ale lui Marc Aurelius, care spune că să te deprinzi a asculta cât mai mult pe oricine și a te pune pe cât îți este ție în putință în sufletul celui cu care stai de vorbă. Și eu nu stau bine la acest capitol, fiindcă, să zic, mă încadrez în prima jumătate. Iar a survola puțin în sufletul dumneavoastră mi este imposibil, însă fac așa o analogie și încerc puțin să deslușesc și să îmi trasez niște linii despre sufletul lui Marc Aurelius. Și dacă ne-ați mai putea puncta așa mici repere, care nu o să ne fie de folos, până la toamnă. Când deja mă înscriu, nu știu dacă s-au deschis înscrierile, nu, dar nu, încă nu, încă nu, abia azi am spus și lui Mihai, deci e o avantpremieră ce vă spun acum. Uh-huh. Și o fac din respect și din drag pentru voi. Acum hai să fim serioși, trebuie să înțelegem cu toții că ceea ce se petrece aici este, cum zic francezii, un affaire du cœur, da? Aici nu se lucrează pentru gologani, nu se lucrează pentru glorie, se lucrează pentru edificarea, exact ce ne învață Marc Aurel, edificarea ta și a celorlalți. Ori lucrul ăsta nu are preț. Nu, e imposibil de evaluat material. Când ai talent, spuneam că nu prea se folosește pluralul talent, că un talent avea 20 de kilograme, deci nu puteai să ai mulți. Era măsura supremă de greutate din antichitate. Da, tu l-ai primit și îl ții și îngropat. Da? Înseamnă că nu l-ai meritat. Dacă numai îl lustruiești și te bucuri tu de el în turnul de filde și nu îl împarți cu ceilalți, iar ești, cum ne spune Mântuitorul, de judecat. Singura modalitate, obligație, așa cum ne spune și Marc Aureliu, este să îl împarți cu ceilalți. Ori împărțeala asta din fericire te ajută și pe tine în egală măsură. Și tu crești și tu evoluezi. Întâlnirea cu fiecare dintre domniile voastre este edificatoare și nu e vorbă în vânt. Cum spunea ieri doamna Solomon despre Frankl, dacă deținutul ăla a avut o lămurire, Frankl a anunțat toate conferințele internaționale pentru că oamenii se pricep.
Dar pentru condamnatul era unica șansă probabil din viață, ca și pentru Dismas. Adică trebuie să ne gândim mai des că singurul om din istoria aceasta lungă și complicată a umanității, de care avem certitudinea că este lângă Hristos, este tâlharul de pe cruce. În rest, nu avem nicio garanție. Sperăm și credem și așa, tradiție și toate, dar singurul căruia Iisus personal a zis mâine vei fi cu mine împărăția Tatălui este un om care s-a răzgândit cu câteva minute înainte de in articulo mortis, cum spuneau latinii, în preajma morții, a ales. Unul din ei a ales să nu, celălalt a ales să da. Să admită că Iisus este nevinovat și că îl compătimește. În fond, atât a făcut Dismas, l-a compătimit. A empatizat, exact cum spuneați așa de frumos la început cu el. Și nu trebuie să intrăm unii în sufletul celorlalți. Nici eu nu mă interesează să vă pătrund sufletul. Trebuie să îl punem la un loc. Asta ne spune Marc Aureli. Sufletul este unul singur, este universal și dacă suferă o parte din el, suferim toți. Da? Marea neînțelegere, asta este. Nu? Homo sum nihil humani ame alienum puto. Toți materialiștii, iluminiștii traduceau sunt om și nimic din ce omenesc nu mi-e străin, în sensul că pot să fac ce vreau. La fel ca și erare humanum est, lumea a lăsat partea a doua deoparte, perseverare diabolicum, da? A greșit omenește, toate greșelile sunt justificate. Nu că a uitat că a persevera în greșeală e diabolic. Nu? La fel și aici. Nu asta spune Terențiu, nu are nicio legătură, traduce din Menandru și veți vedea când vom discuta despre asta, e cu totul altceva, spune exact ce v-am spus eu acum. Sunt om și nimic din ce omenesc nu mi-e străin, în sensul că dacă un om pățește altceva, nu că am dreptul, am obligația să mă implic. Poate el să-mi zică că intru cu bocanci în sufletul lui, că îl deranjez, nu, am obligația să-l întreb de sănătatea sufletului și să încerc să-l ajut. Pentru că el, rănit fiind ca parte a sufletului universal, suferim și noi alături de el. Și dacă o parte se pierde, pierdem toți ceva. Asta este, sunt om și nimic din ce al tuturor oamenilor nu ne străin. El folosește humanii, un neutru acolo, ei, ca și la Platon. Nu? Adică una e frumosul umenesc și alta e frumosul cu majusculă. Dacă vorbești de categorii, de idei, așa trebuie înțelese lucrurile. Și noi asta încercăm. Asta încercăm și o facem spontan. Nu vă imaginați că am făcut vreun plan dinainte cu Mihai. Ne-am întâlnit niște suflete afine, cum spunea, că uite, afinitățile astea sunt și elective și selective și gândim exact la fel. Ne doare că România nu e mai deșteaptă decât este, ne doare că nu suntem cu sutele, dar nici nu e bine să știți, există o masă critică. Trebuie să ne gândim și la asta. Platon dădea o normă la cetate. Cetatea, știți, până unde e bună. Nu știu dacă rețineți pasajul ăla. Până toată lumea se știe din vedere. Trebuie să le știi numele aproximativ și să le știi din vedere pe toți. Că numai atunci nu se pot strecura abuzivi, excroci, tâlhari, hoți, criminali. Da? Deci sunt niște limite. Undeva pe la 10.000 de oameni e cetatea ideală, ca și pondere. Și noi vom fi un cerc din ce în ce mai mare, dar important e să fim foarte uniți, să fim foarte apropiați noi, să avem încredere unii în alții și să avem senzația pe care v-am exprimat-o la început, dacă m-ați auzit cu toții. Nu se știe niciodată cine învață mai mult de la cine. De la cine. Avansez. Da. Vă mulțumesc, doamna Maria. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Tot Marc Aurelius ne spune să nu ne gândim prea des la ceea ce ne lipsește, ci deci să ne gândim la ceea ce avem. Eu rămân în seara aceasta și pentru, nu știu, pentru o săptămână sau până la întâlnirea următoare cu ceea ce ne-ați oferit dumneavoastră acum. Vă mulțumesc din toată inima. E doar o pregustare a ceea ce așa. Acum încolo. Tocmai. Excelent. Mulțumim. Mulțumim. Denisa, ți-am văzut mâna ridicată? Da. Bună seara. Vă mulțumesc și eu pentru prelegerea de excepție din această seară. Și aș avea și o întrebare. Mai exact, cum anume stoicismul a ajutat pe împăratul roman să îndure cu demnitate greutățile vieții și mai exact mă gândesc poate la infidelitatea soției sale sau la caracterul urât al fiului său când acest lucru ar fi trebuit să-i aducă cinste, însă lucrurile nu au stat deloc așa. Ce a spus dumneavoastră, vă mulțumesc tare mult și felicitări pentru ce faceți în inima acestui proiect. Toată empatia și tot ajutorul meu vă sunt la dispoziție de acum încolo.
Ce a spus dumneavoastră sunt mărunțișuri. Astea sunt frecușurile vieții la care Marc Aureliu se apleca. Ce n-am precizat, pentru că mi s-a părut că suntem sătui de subiectul ăsta, în vremea lui Marc Aureliu a avut loc cel mai dezastruos eveniment epidemic din istoria omenirii, se pare. Deci iarăși epidemie, da, iarăși pandemie, a avut loc o ciumă care de fapt a fost o variolă, da? S-a dovedit în ultimii ani că a fost o epidemie de smallpox, da? Adusă din Orient, de trupele care se luptaseră cu marcomanii și care apoi s-au revenit în Europa, au infectat tot imperiul. Dacă vă puteți imagina, în 3 ani au murit 5 milioane de oameni. Deci tot imperiul roman avea 50 de milioane. Deci un roman din 10 a pierit în chinuri îngrozitoare. Nu îndrăznesc să vă cer să vă imaginați ce ar fi fost la scara noastră de acum, adică 800 de milioane de oameni plecați în 3 ani. Deci lumea s-a schimbat pentru totdeauna în acei ani. Și ciuma lui Tucidide, și moartea lui Alexandru, și ce va face Nero peste câțiva ani, a fost nimic în comparație cu... Pe patul de moarte, Marc Aureliu spunea, și de-aia întrebarea noastră așa de interesantă și de bună, și ce spunea? Nu mă plângeți pe mine. Gândiți-vă la cei care au trecut prin marea boală, cum îi spunea el, și au pierit atunci. Deci l-a ajutat pentru că i-a dezvoltat empatia. L-a ajutat să intre într-o stare de comuniune cu sufletul, cum spunea el, universal, și să dea o valoare a logosului pe care doar cultura creștină a mai reușit să o facă. Chiar dacă la el logosul e și mai bogat, pentru că are trei aspecte. Vă spuneam, fizică, etică, logică. Este fizic logosul spermaticos, cel care dă viață, da? Dar este și în etică criteriul absolut după care trebuie să ne purtăm și să ne ducem viața. Este cuvântul acela pe care îl dai și trebuie să fii onest, lipsit de ipocrizie, corect și ziditor. Iar în zona logică este instrumentul cel mai fin cu care poți pătrunde și descoperi adevărul. Ăsta l-avem, cuvântul. N-avem rațiunea care are ca instrument subtil, ca scalpel absolut, ca instrument medical suprem, tot cuvântul. Deci cuvântul are la el trei forțe. Cum vă spuneam, să nu uitați metafora asta. Asta e în minte, îl dă Epictet exemplu, dar îi plăcea și lui Marc Aureliu. Deci ouă, da? Gălbenușul, albușul și... coaja. Coaja e logica. Dacă n-ai un pic de minte, nu poți să intri, să înțelegi ce trebuie. Trebuie să citești. Trebuie să te chinui un pic și să intri, să spargi coaja oului și acolo găsești și etica, găsești și fizica. Da? Etica este albușul, fizica este miezul. Miezul existenței, așa cum au crezut toți filozofii. Are multe metafore de astea superbe. Și familia, să vedeți cum împarte tatăl, mama, copilul, fiecare au un rol. Deci structura lui de gândire este ternară, da? Ca la indo-europeni. Așa cum indo-europeni aveau triade de zei, peste tot erau trei și el totul gândește în trei termene. Și asta a descoperit Pierre Hadot, în care, atunci când toată lumea a spus că e o carte haotică și e o carte în care sunt ca și la moraliștii francezi, la Bruyère și Vauvenargues și un amestec de impresii și de păreri, nu. Este o carte excepțional de sistematică, toate pe sistemul acesta ternar. Și dă exemple ca în logica lui Gottlob Frege. Perfect structurată, fiecare frază. Deci Marc Aurelius a fost o minte uluitoare și un suflet tulburător, care iată și-a găsit în povestea lui Davide Fanzoni, care a scris scenariul, și a lui Irons, perechea nu în propriul fiu, care a fost un descreierat, ci în militarii din preajmă și cei care au aderat la filozofia lui. Este chiar o glumă așa amuzantă, că niciodată în istoria Imperiului Roman mai multă lume n-a făcut filozofie ca în vremea lui Marc Aureliu, ca să dea bine cu șeful, știți? Deci și toți yes-menii, toți bișnițarii, toți aia se apucau de filozofie, da? Și încercau să performeze. Acum, încă o glumă și cu asta închei răspunsul la întrebarea foarte inspirată. Cicero a pătimit și mai mult cu 100 și ceva de ani înainte. Zicea, de când cu Epicur, rivalul stoicilor, care ne spune că plăcerea este bucuria supremă, mâncatul, băutul și plăcerile carnale, toată lumea la Roma e filozof epicureu. Deci toți mâncăii, toți nesătui, toți gămanii, toți neserioși, ca să nu zic altceva, da?
petrecăreții, sub toate cuvintele pe care vi le puteți imagina, sunt filozofi epicurei. Nu mai sunt drojdia societății și nenorocirea planetei, sunt filozofi epicurei. Asta foarte fain, foarte frumos și foarte candidă întrebarea. Da, frumoasă. Denise, cum ai iertat infidelitatea soției când 5 milioane de oameni au murit de smallpox? Teribilă, teribilă viață. 20 de ani a fost la conducerea Imperiului. Omul era dornic să stea adesea în singurătate și se tot întreba dacă n-ar trebui să renunțe la tron pentru a-și împlini vocația de filozof și de natură contemplativă. Până la urmă n-a renunțat la tron, a murit însă plâns ca nimeni altul de către soldați. E ceva însă totuși care merită spus, fiindcă mie îmi place să fiu onest până la capăt. Nu cred că un împărat putea să știe tot ce se întâmplă în Imperiu, din perspectiva, nu știu, abuzurilor unor autorități locale, dar trebuie spus că au murit și creștini în perioada în care el a fost împărat. Adică lucrul acesta are vreo explicație sau pur și simplu era un fapt? Nu, împărații, chiar și cei buni, inclusiv Antoninus Pius, inclusiv Traian al nostru, și de acolo voi începe, e un răspuns foarte important, pentru că toți istoricii Imperiului Roman se poticnesc de problema asta. Împărații romani au persecutat creștini fie din pasiune, ca Nero, fie pentru că n-avea pe cine da vina că a dat foc Romei, nu, și a inventat povestea respectivă, cu ajutorul soției sale și a unor consilieri nu foarte binevoitori pentru noua sectă, fie din un fel de răbufnire a orgoliului, fie dintr-un respect prea mare, tocmai în cazul lui Marc Aureliu și Traian, pentru lege, pentru sistematizarea aceasta excesivă a lui Ius Romanum, da? Avem corespondența aia fabuloasă a lui Plinius cel Tânăr, altminte cel mai important scriitor al epocii sale, primul gazetar din istorie cu erupția Vezuviului și cu toate celelalte, întemeitorul prozei senzaționale pe planeta asta, care îl întreabă tot cu Candid, așa ca și prietena noastră de mai înainte, pe Traian: dom'le, am arestat o mulțime de creștini de ăștia, plin de ei, pe la mine, prin Bitinia. Când i-am anchetat, am văzut că nu e nimic periculos la ei, nu tulbură liniștea publică, nu sunt depravați, așa cum zice toată lumea, nu sunt incestoși, cum zice toată lumea, nu se închină la câini și la măgari, cum crede toată lumea. Astea le va demonta abia Tertulian la 200. Toți romanii asta credeau despre creștini și vom povesti despre epoca persecuțiilor mai încolo. Dimpotrivă, mi s-a părut o sectă nevinovată, care se adună dimineața și avem prima descriere a unui păgân serioasă făcută cultului creștin. Se adună dimineața, se roagă la Dumnezeu, la Hristosul lor și apoi se despar, se adună iar să mănânce o masă nevinovată și ei zic că nu fac nimic rău. Și nici n-am găsit ceva rău, deși i-am torturat pe unii așa de control. Da? Așa făceau romanii. Deci justiția romană mergea până în capăt. Și care e răspunsul lui Traian? Sunt, din păcate, vreo 5 rânduri în corespondența cu Pliniu, care au rămas de atunci capitale. Pentru că e un rescript imperial. Nu e lege, nu e decret, nu e comentariu, ci este rescript. Deci orice răspuns la o scrisoare de la un împărat căpăta caracter juridic. Și Traian, din păcate, în loc să zică lasă-i în pace că n-am treaba lor, că dacă nu zici tu că nu supără pe nimeni, spune chiar dacă sunt nevinovați, prin simplu fapt că sunt acuzabili și acuzați, trebuie să fie ținuți în frâu. Și de aceea te rog să-i controlezi și chiar să-i pedepsești. Melito din Sardis îi scrie o apologie lui Marcus Aurelius, în care caută să explice în ce cred, nu-i așa, urmașii lui Iisus, și îl laudă pentru virtuțile sale filozofice, dar totuși Justin, martirul și filozoful, a murit în perioada în care el era împărat și, dacă nu mă înșel, el este pomenit în calendarul nostru, să nu greșesc, nu mai știu, în 2 iulie. Cine? Justin martirul? Da. 1 iunie, este de ziua mea. Ok. De 1 iunie. Martirul și filozoful 1 iunie, da, iertați-mă.
Și vreau să zic că mai e un aspect pe care trebuie să-l discutăm, pentru că întrebarea ta e foarte, foarte mult comentată și răs tălmăcită de-a lungul ultimelor decenii mai ales. Din păcate, ca și în ierarhia, să zicem, de azi, atât politică, dar mai ales eclezială, pentru că semăna mai mult cu ierarhia eclezială, cea romană, decât cu cea lumească, patriarhul sau conducătorul suprem este una, mitropoliții, chiar și episcopii au autonomie foarte mare. Da? Așa era și atunci. Împăratul, doar dacă, iată, îl solicita un pavel ca civis romanus ajungea până la Roma, în rest guvernatorii tăiau și spânzurau după propriul plac. Deci discuția trebuie pusă punctual pe provincii, pe caracterul guvernatorului, pe resentimentele lui, pe faptul că lui se părea interesant, important sau chiar util să stârpească din temelii creștinului. Putea fi și simpatizant al culturii păgâne, putea fi iubitor mai târziu al lui Iulian Apostatul, care știți bine că în postura de împărat roman a fost singurul care a revenit la persecutarea creștinilor, deși trecuse deja vremea aceea, după Constantin cel Mare. Deci, cei care au murit, majoritatea au murit după procese făcute în fața unor guvernatori locali, plictisiți, răutăcioși sau chiar sadici, maligni, pentru care era un sport să curețe ținutul de personaje neplăcute. Perfect, mulțumim. Cine ar dori să aibă o ultimă sau penultimă intervenție? Așa, Mioara Popescu. Cum ar lupta Marcus Aurelius cu vremurile de acum? De asemenea, Ioan, să te mai lăsăm să te odihnești, Claudiu, Ioan Alexandru Miroaică spune, îmi exprim gratitudinea pentru prelegerea din seara aceasta, fără să fiu părtinitor, mi-a plăcut cel mai mult de când iau parte la întâlnirile din categoria bronz. Deci mi-a plăcut Marcus Aurelius mai mult decât Dostoevski. Wow! De asemenea, foarte multe alte comentarii pe YouTube. Să le mulțumim celor care ne urmăresc pe YouTube. Silvian Nanea, nimeni nu te va împiedica să trăiești conform principiului naturii tale, de citate din prietenul nostru, de altfel, nu? Din Marco Aureliu. Octavian Lupașcu, este o minune să auzim o asemenea prelegere la ceas de seară. Evdochia Evlante, de asemenea, foarte multă lume vă urmărește și pe YouTube la această oră, domnule profesor. Simona Șcepanski, mulțumesc foarte mult pentru această seară excepțională. De asemenea, Octavian Lupașcu și Daniel Bahnea, foarte multe persoane vă exprimă recunoștința. Georgeta Cazacu, Daniel Maniu, nu o să pot face tot pomelnicul, dar într-adevăr a fost o seară cu totul specială. Deci, cum ar fi luptat astăzi Marc Aureliu, dacă ar fi văzut războaiele ideologice sau culturale ale timpului nostru? Ar fi mers contra curentului, așa cum încercăm și noi să o facem, cu seninătate, și ar fi mers la originea lucrurilor și ar fi înțeles că, de exemplu, Carpe Diem, un principiu care lui plăcea foarte mult, era printre favoritele lui, nu trebuie tradus cu bucură-te de ziua de azi, ca un bezmetic, da? Ci, cum englezii au sesizat mai bine, culege ziua, seize the day. Carpo carpere vine, și Marc Aureliu știa bine, chiar dacă scria în greacă asta, vine din limbajul floral, înseamnă a culege flori. Doar atât în latină. Iar dies die, în superba imagine a lui Horatiu, înseamnă a culege frumosul zilei, binele zilei, forța zilei, ca pe o floare, și apoi o pune în glastră, pentru că nu ai toată ziua șansa asta. Sunt mai multe zile grele, mai multe necazuri. Trebuie să le tezaurizezi, trebuie să le colecționezi, trebuie să te bucuri de ele în perspectivă. Ce facem noi, asta este, cum foarte frumos spunea unul din participanți, și vă mulțumesc tuturor pentru bunăvoință și empatie. Din asta mă hrănesc și asta ne bucură pe toți și ne ajută să creștem în continuare. Trebuie să ne hrănim, iată, 3, 5, 7 zile, nu ritmul contează. Clubul Marilor Cărți nu trebuie să aibă ritmul unor videoclipuri, da? Nu trebuie să aibă ritmul știrilor. Nu trebuie să fie 3 pe zi și să le îngrămădim și să de luni până sâmbătă să facem doar asta, pentru că ne blazăm, trebuie să ne și gândim, cum foarte bine a zis la ele, să le digerăm. Asta ar face Marc Aureliu. Nu s-ar lăsa, cum minunat spunea Heidegger, trăit de propria viață. S-ar fi străduit, cum facem noi toți azi, aici,
să ne trăim noi viața noastră. Iar dacă reușim să o facem împreună cu alții, binecuvântarea este nesfârșită. S-a făcut liniște ieri seară cu Viktor Frankl, s-a făcut liniște astăzi seară cu Marc Aureliu și faptul că sunt sute de oameni care urmăresc live o prelegere despre un stoic care e atât de mult în răspăr cu vremurile noastre, care ne spun că trebuie să consumăm oricât, nelimitat, oricând și cu orice preț. Faptul acesta pe mine mă bucură. Se mai spune despre Marc Aureliu că această carte, nu-i așa, tot tu ne-ai spus, Claudiu, a fost cea mai vândută, nu, carte din pandemie. Și cred că în germenii acestei resurecții a gândirii stoice pentru lumea contemporană putem descoperi și șansa unui creștinism integral, pentru că eu cred că un creștinism care nu e cultural nu e un creștinism integral. Aș vrea să îi rog pe cei care ne ascultă, îi mulțumim și lui prietenul nostru Florin Stase, foarte multă lume și de la Școala Neamț ne urmărește, mulțumim Anca Nenov. Îi salutăm și pe cei care au venit pentru tine și dacă vrei să ne spui două vorbe despre distinși invitați, eu nu-i cunosc personal, adică nu le recunosc chipul. Da. Sunt prieteni, colaboratori, în primul rând oameni în care cred și din fericire atunci când crezi cu adevărat în cineva, cred și ei în tine. Manolita, Dragomir și Tavi, prieteni buni în Timișoara, mulți sunt scriitori, majoritatea sunt scriitori. Noi ne întâlnim o dată pe săptămână cu o regularitate de ceasornic la Uniunea Scriitorilor în Piața Sfântul Gheorghe și ne luptăm cu balaurii vremurilor, că de-aia e Piața Sfântul Gheorghe. Încercăm să ne păstrăm firescul, normalitatea și bucuria existenței prin aceste întâlniri și contacte permanente. Sunt apoi, iată, medici, juriști, prieteni de foarte bună calitate. Salut pe Bogdan Duică, unul din cei mai buni chirurgi ai cetății noastre și ai regiunii, care e cel mai împătimit cititor de literatură puternică mare pe care îl știu din zona asta a non-filologilor, da? E cuprins o simță acolo unde ar trebui să fie dintotdeauna. Îl pomeneam pe Dorin Radu din București și soția domniei sale, prieteni de suflet și cu altul de care rezonăm de fiecare dată când ne întâlnim și când punem lucrurile la cale cu cărțile noastre, cu proiectele noastre, cu tot ce înseamnă dezvoltare. Sunt multe lucruri la care mai lucrăm cu toții, ca și tine, Mihai. Dar Clubul Marilor Cărți este un coagulant tare nobil și frumos și ne punem și aici comoara, așa cum se cuvine. Ca să-l bucurăm puțin și pe domnul dr. Bogdan Duică, o să spunem că tu în seara asta ai pus laserul pe text și că ai făcut o operă de chirurgie filologică excepțională, revelând sensuri pierdute. Ăsta este sensul fundamental al acestor întâlniri. Cine ar fi crezut că acest verb pe care îl supra-utilizăm, consider sau considerăm, are de-a face cu cerul? Cine s-ar fi gândit poate la asta? Dar vă spun doar atât. Multe revelații similare se vor produce în toamnă, când după întâlnirile de la Uniunea Scriitorilor din Neptun, pe care cred că le va onora și prietenul nostru Claudiu Arieșan, se va întoarce cu forțe proaspete la Timișoara, prietenul nostru, invitatul nostru special, invitatul nostru permanent, pentru a propune cel puțin două cursuri. Iată că deja avem schița primului curs, terminologie sau lexicografie sau pur și simplu vocabularul filozofic greco-roman, pe de o parte, și pe de altă parte un curs de oratorie care se include și neoretorica. Asta este o chestiune care merită explorată mai încolo. Vor mai fi surprize în această vară. Claudiu, a fost excepțional. Dăm voie să te aplaudăm în numele tuturor celor care te-au văzut de departe și de aproape. Mulțumesc, nu e cazul, dar mulțumesc. Sunt aplauze sincere și nemăsluite. A fost o seară lungă, dar răsplătitoare și faptul că am avut atâția microbiști care nu au mai aruncat privirea, n-au mai considerat necesar să afle ce scoruri, ce jocuri se mai pregătesc sub cupola tot mai îndoielnică a UEFA. Faptul ăsta este în sine un succes. Noi îți mulțumim. Vă dorim, dragi prieteni, să aveți o seară liniștită, dar dacă mai puteți rămâne, mai ales invitații dumneavoastră ai domnului Arieșan,
Vom face câteva anunțuri, membrii clubului sunt rugați să rămână, pentru că vom face câteva anunțuri. Claudiu Bănescu, ești obosit și poate vrei să te retragi. Facem întotdeauna anunțurile tehnice la final. Da, da. Rămân alături de voi. Îmi închid camerele, dar rămân cu sufletul alături de voi. Vă mulțumesc din suflet. A fost o seară încântătoare și în 19 iulie ne întâlnim cu Cicero sub aceleași auspicii. Fantastic. Excelent. Mulțumim tare mult. Estera, noutățile vin de la tine ca întotdeauna. Mulțumim. Nu te auzim? Înainte de toate, vreau să-i mulțumesc și eu domnului profesor pentru această prelegere minunată și urma să spun și eu că nu ne despărțim de dumnealui prea mult. Pe 19 vă așteptăm din nou pentru prelegerea dedicată lui Cicero, dar până atunci noi ne vom întâlni săptămâna viitoare și ne întoarcem la un autor tare iubit în clubul nostru, la Dostoievski. Așa că și întâlnirea de luni, cât și întâlnirea de miercuri, o vom dedica lui Dostoievski, alături de domnul Mihail Neamțu și de domnul Adrian Sabău. Iar copiii se vor întâlni marți împreună cu Amina, care le va povesti Alice in Wonderland de Lewis Carroll. Așa că vă așteptăm alături de noi și ne bucurăm de toți cei care ați luat parte cu noi în această seară. Adrian Sabău, ca să spunem și câte ceva despre invitatul nostru de luni pentru întâlnirile Gold. Adrian Sabău este doctor în filozofie, profesor foarte îndrăgit în tot Maramureșul, unul dintre cei mai respectați dascăl care a dus generații întregi la Olimpiadă de limba română și domnia sa va veni cu o prelegere despre părintele Zosima și Alioșa. Deci, data trecută ne-am concentrat pe Marele Inchizitor, cred că ne-am lămurit cam care este profilul moral al Marelui Inchizitor. Noi continuăm acest slow cooking, da? Este anul Dostoievski. Nu ne grăbim, nu bifăm de dragul de a bifa romane așa în neștire. Mergem într-o lectură adâncă. Dostoievski este cel mai important scriitor modern al răsăritului european. Sunt 200 de ani de la, iată, nașterea lui anul acesta și vrem să-l onorăm, așa cum se cuvine, printr-o lectură atentă. Deci, ce vă recomand? Reluați romanul și primele 150-200 de pagini pot fi lejer acoperite într-un weekend ca acesta, n-am niciun dubiu, și vă rog să vă uitați la învățăturile părintelui Zosima, rolul pe care îl joacă Sfânta Scriptură, lectura vieților sfinților, inclusiv a lui Isaac Siru. De asemenea, doresc să vă uitați la profilul moral al lui Alioșa și la raportul de paternitate duhovnicească pe care îl instituie Zosima față de Alioșa, când tatăl lui Alioșa, da, Fiodor Pavlovici, renunță la, până la urmă, responsabilitățile sale și dispare din peisajul pe care familia Karamazov după aceea l-a văzut cu totul contaminat de păcat și de nebunie. Deci, vă rog să citim în acest weekend Dostoievski, dacă doriți să fiți prezenți la întâlnirea de luni, dar tot frații Karamazov vom discuta și la întâlnirile bronz de miercuri. Uneori mi se pare că e bine să înlănțuim. Am sărit de la una la alta câteodată, dar acum cred că săptămâna viitoare e bine să le înlănțuim, pentru că asta ne dă continuitate și cursivitate, așa cum am făcut-o cu Augustin, citindu-i confesiunile, dacă țineți minte, în iarna anului acesta, în februarie, am citit 3 săptămâni consecutiv confesiunile lui Augustin. Aș mai avea o rugăminte pentru voi la final. Spuneți-ne ce vreți să citim, atât la întâlnirile bronz, cât și la, iată, aceste întâlniri Your Brainy Child, care încep în 5 iulie. Dacă nu mă înșel, în regim de limbă engleză vom avea pentru început la Your Brainy Child The Little Prince, deci Micul Prinț spus în limba lui Shakespeare, deși a fost cartea scrisă de un mare francez. Vom avea de asemenea alte asemenea capodopere, inclusiv cele scrise de C.S. Lewis. Iar în limba română, ce ne pregătești, Denisa? La început de iulie? Vom face Singur pe lume, Cronicile din Narnia și Basme de frații Grimm. Excelent! Deci meniul este plin. Mulțumesc tare mult! Vă dorim o seară liniștită tuturor, noapte bună și pe curând! La revedere!